voi cu Florin. Acum apare. Da, deci cred că nu scapă. Antoar Ionel Florin, am înțeles că nu poate să vină. Nu cred că poate veni în campanie. Da. Să ajungă de asta. Plop Liviu, Artan Adrian, a dat telefon că ajunge. Apostol Adrian, Lungu Ioan, Diuș Ioan Jean, Plop Sorin, Debuș Ioan, Bulic Aurel Geru, Struț Constantin. Struț Constantin iar nu este de găsit, se pare că e plecat în Germania. Probabil că următoarea ședință o să-l scoatem, că are, cred că e a patra. Da. Are trei ședințe consecutive. Da, da, da. Asta e trei. Da. Ia trei a patra, da, da. Da. Ar mai fi o bună. Maga e prezent, prezent. Având în vedere că este prezent în majoritatea consilierilor, vă rog să vă aveți propuneri pentru președinte de ședință. Domnul Ivancescu, domnul Iebu. Mai sunt date propuneri? Nu mai fi date propuneri, cine este pentru? Împotrivă? Se abține? Bună ziua! Vă mulțumesc că m-ați ales, președinte. Ordinea de zi o cunoașteți, da? Ați luat la cunoaștință. Nu, haideți, că am mai apărut două puncte. Da. Proiect de, la primul punct, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a veniturilor cheltuieli pe 2016. Proiect de hotărâre privind aprobarea confirmării costurilor pentru copii instituționalizați. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale ADIB. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului de combustibil la autovehiculor Consiliului Local. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului gospodărire în frumusețarea comunei 2016. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării aparatului de specialitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui premiu, doamne Zara Niculina, cu prilejul împlinirii vârstei de 100 de ani. La mulți ani. Proiect de hotărâre privind scutirea de la taxă de salubritate a persoanelor cu gradul 1, 2, deci al veteranilor de război. Dăm și partea a doua, că mai e. Bună, Florin. Da, da. La după dispoziție, la după dispoziție. Proiect de hotărâre privind criteriile de identificare a beneficiarilor de etichete sociale, precum și modalitatea de soluționare situațiilor identificării conform legii 248-2005. Proiect de hotărâre privind actualizarea planului de analiză și acoperirea riscului. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract de prestări servicii, salubrizare, agenți economice, instituții publice aprobate. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de achiziții publice pe 2016. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de eliberare a certificatului de atestare a edificării construcției. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public și al comunii Coțofănești, județul Bacău, hotărârea 31 din 27-12. Vă spun spre aprobarea dumneavoastră ordinea de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Vă consult dacă aveți și alte probleme de adăugat la ordinea de zi. Poftiți, vă ascult. Nemai fiind propuneri, supun spre aprobarea dumneavoastră proiectul de hotărâri a ședinței din data de 18. Cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă, s-a ținut cineva? Domnule primar, la ordine, la punctul numărul 1. Vă rog frumos să aveți cuvânt. Dați-mi, vă rog, ordinea de zi. Poftiți-vă, asta e prima parte. A doua parte, partea era pe la flop acolo. Da. În primul rând să vă zic bună ziua. Bine ați revenit la ședința Consiliului Local pe luna martie 2016. Am convocat această ședință la orele 10 pentru faptul că, după cum bine vedeți, avem vreo 16 puncte pe ordinea de zi. S-au adunat diverse probleme care au fost pe agenda primarului Comunei Coțofănești și a Consiliului Local și, prin urmare, va trebui să fim conciși, să fim la subiect, la obiect, dacă vreți,
și să ne spunem părerea, dar să fim mai rezumative, adică să nu ne întindem foarte mult pentru faptul că în timpul programului și mai perturbăm și din activitatea. Și 15 proiecte, 15 puncte. 16, am zis, diversele, pentru că am ținut cont și de acel punct. Da. Acum, cu permisiunea dumneavoastră, o să dau citire primului punct pe care vi l-a prezentat domnul președinte de ședință din ordinea de zi, și anume proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2016. Inițiator, primarul comune Viorel Olaru. Referat, subsemnatul Iacom Iulian, contabil la Comuna Coțofănești, județul Bacău, având în vedere legea bugetului de stat 339/2015, prevederile articolului 19 alinea 2 din legea numărul 273/2007 privind finanțele publice locale, legea numărul 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, având în vedere adresa numărul 756 din 19.02.2016, Administrației Județene a Finanțelor Publice Bacău, prin care ne comunică influente ale bugetului local prin sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, pentru finanțarea acordării stimulentului educațional sub formă de etichete sociale pentru grădiniță, rog a se aproba ședința de Consiliu rectificarea bugetului după cum urmează. La partea de venituri se suplimentează cu suma de 29.000 de lei, capitolul 11.02.02, sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor. La partea de cheltuieli se suplimentează cu suma de 29.000 de lei, capitolul 65.02.50, titlul 57.02.04, cheltuieli sociale pentru acordarea de etichete cadou pentru grădiniță. Referatul este prezentat de doamna contabilă Iacomi Iulian și acum eu o să vă arăt adresa de la Agenția Națională a Finanțelor Publice, ANAF, prescurtat, prin care ne transmite suma și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului. După care o să vă și detailez puțin din, pe acest subiect. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2016. Consiliul Local al Comunei Coțofănești, județul Bacău, văzând expunerea de motive a domnului Olaru Viorel, primarul Comunei Coțofănești, având în vedere raportul înregistrat la numărul 1249 din 15.03.2016 al doamnei Iacom Iulia, contabil șef al instituției, având în vedere adresa numărul 756 din 19.02.2016 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Bacău, având în vedere prevederile legii numărul 339/2015, legea bugetului de stat, având în vedere prevederile legii numărul 273/2006 privind finanțele publice locale, având în vedere prevederile legii numărul 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, în temeiul prevederilor articolului 19, alinia 2, articolul 50 din legea numărul 273/2006 privind finanțele publice locale și articolul 36, alinia 5, litera A din legea numărul 215/2000 privind administrația publică locală republicată, propun spre hotărâre. Articolul 1. Se rectifică bugetul local de venituri și cheltuieli al Comunei Coțofănești pentru anul 2016, după cum urmează. La venituri se suplimentează cu suma 29.000 la capitolul 11.02.02 sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor. La capitolul cheltuieli se suplimentează cu suma de 29.000 de lei, capitolul 65.02.50, titlul 57.02.04, cheltuieli sociale pentru acordarea de etichete cadou pentru grădiniță. Și la articolul 2, prin grijă secretarului, bineînțeles după ce dumneavoastră veți vota, această hotărâre se va comunica instituției prefectului județul Bacău, primarului Comunei Coțofănești județul Bacău, Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Consiliul Județean Bacău, Compartimentul Financiar Contabil și va fi publicată spre afișare la sediul Consiliului Local al Comunei Coțofănești. Acum, ca să vă detailez, după cum bine știți, probabil dumneavoastră urmăriți cea mai mare parte urmăriți mass media. Știți foarte bine că s-a venit în Parlamentul României cu o lege privind acordarea de tichete tichete pentru alimente în valoare de 50 de RON sau 500.000 de lei vechi pentru
copii care frecventează grădinița. De ce s-a venit și la familiile defavorizate? Deci la cei care au venituri, în general cei cu ajutoare sociale, venituri materiale foarte, financiare foarte precare. Guvernul a gândit această, Ministerul Învățământului a venit cu propunerea, guvernul a gândit această strategie, ținând cont de abandonul sau neînscrierea copiilor, în special a celor de etnie romă, la grădinița. Și pentru a, cum să vă spun eu, a stimula și a determina să-și dea copiii la grădiniță, a venit cu această hotărâre de guvern, prin care această lege 248, prin care se acordă copiilor care frecventează grădinița, deci preșcolarilor, suma de 500.000 de lei bani vechi pe lună pentru a-și procura alimente. Acestea se dă sub formă de tichete. Deci tichetul are valoare 500.000 de lei și în care ei pot să-și procure alimente de la magazinele din satele respective, din comuna Coțofănești. Nu știu dacă pot să le folosească și în altă parte, de exemplu la Azul, la supermarket, sau chestiunea la Crăjma. Și nici la toate magazinele. Nici la toate magazinele. Noi am dat toate magazinele pe raza comunii Coțofănești care sunt alimentare, deci nu industriale, nu cu alt profil. Le-am dat ca ei să poată să-și procure alimentele. Dacă mă întrebați pe mine, dacă vreți părerea mea personală, eu zic că e o măsură bună. Dacă întrebăm oamenii, o să zică că iar ajutăm puturoșii. Cum dai, tot nu nimerești ca lumea, dar ce vreau să spun. Este o lege, este aprobată de Parlamentul României, dar noi, ca și Consiliul Local, eu în speță, ca și primar, care am jurat pe Constituție de altfel ca și dumneavoastră, suntem obligați să respectăm legile țării. Bune, rele, nu le-am făcut noi, le-au făcut dumnealor, noi nu avem decât obligația să le aplicăm. Dar cei care sunt, și îmi pare rău că nu e reprezentantul romilor aici, pentru că e plecat. Dumnealui a crezut că o să vină și o să fie consilier și o să primească și bani indemnizație la Consiliul Local și o să aibă și ajutor social. S-a păcălit, nu i-a mai convins. Dar nu ar fi dorit să treacă înapoi la ajutor social și primea mai mulți bani la ajutor social decât la indemnizație de rom. Indemnizația de consilier. Este bine știut și cadrele didactice, directorul școlii Coțofănești, coordonator domnul Baciu Florin, împreună cu cadrele didactice și în special educatoarele, au explicat părinților că acești bani nu se dă dacă duci copilul de 10 ori la grădiniță într-o lună. Se dă dacă frecventează cursurile deci în fiecare zi se acceptă numai absențele în care sunt foarte bine motivate cu adeverință medicală și nu mai mult de 3 în afară de cele medicale. Adică se acceptă, da, într-un trimestru, semestru, cum e acum, deci nu mai mult de 3 absențe. Da? Când a făcut mai mult de 3 absențe, deja nu mai primește acești bani. Și zic eu, bă, că e bine, până la urmă, un popor educat trebuie să ai și așteptări. Dacă nu există educație, nici așteptări prea multe nu poți să ai. Despre asta este vorba. Dacă dumneavoastră mai aveți alte... suma este aceea pe care v-am spus-o, este vorba de 29.000 de lei, vorba de 290 de milioane în bani vechi. Este suma care vom primi pe acele tichete și le vom distribui prin școlile din Comuna Coțofănești, prin școala coordonatoare, mai bine zis. Dacă mai aveți și alte... Vă rog frumos să vă înscrieți la cuvânt, la în ce privește, adresați întrebări. Dacă sunt, trecem peste... Eu aș avea, dacă... Are cineva? Deci suma suple... Vreau să spun două cuvinte în legătură cu măsura care s-a luat. Cred că este deosebit de utilă, întrucât asemenea măsură s-a luat și la școală. Și elevii care au mai mult de 9 absențe nu mai primesc alocația suplimentară. S-a observat că această măsură a fost deosebit de bună în ceea ce privește copiii de etnie romă, pentru că au început să vină la școală și fete, ceea ce din clasa a 5-a era foarte greu să reușim să le atragem la școală. E, acum aceste fete care știți că la ei sunt logodite, mă rog, au acasă
copil, sau chiar măritate, vin la școală. Tocmai pentru acest lucru. Și asta este un mare câștig. Și cred că o să fie un câștig mare și la grădiniță dacă se pune în practică această măsură. Da. Da, mulțumesc. Mulțumesc frumos. Mai are cineva întrebări de pus sau discuție? Eu am să spun, dar să vină domnul Olaru, să vedem suma care ne-a fost dată prin restituirii TVA, că de aici vine banii ăștia, dacă este egală, domnul primar, cu suma care se cheltuiește. Da, 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 vreo ședință. Da, că-s vorba de vreo 60 ceva. Poftim scuze. Deci suma care ne-a fost dată în rectificare pentru aceste etichete, care ne-a fost dată, dacă este egală cu necesarul. Avem un număr de copii care știm despre cifre? Nu, este, nu. Da, este pentru... Avem acest... un număr de copii. Da, avem, da. Avem și se încadrează ca și... Da, da, absolut, da, pentru toată lumea. Acum, de responsabilitatea acestor prezențe și de responsabilitatea acestor bani, tichete ce sunt ele, trebuie să răspundă școala, probabil, nu? Deci profesor. Prin noi se derulează se... suma, da, și noi dăm tichetele, da. Dar de distribuire va de distribui școala. Deci eu... responsabilitatea există, pentru că dumnealor au prezența la școală, dumnealor își... Cunosc bine legea care a fost dată, dar important este că venim iar în sprijinul. Foarte bună este că îi obligăm să vină cu prezența, dar bine ar fi să nu vină numai cu prezența, să vină și cu capul, ca să mai învețe ceva, să mai știe, să mai fie și educați. Dacă nu mai sunt alte discuții, vă supun aprobării dumneavoastră acest punct. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Doamne, în unanimitate, acest punct de vedere, punct de la ordine de zi, a fost trecut. Punctul 2, domnul primar, o luară, vă rog frumos. Da. La punctul 2, avem proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării costurilor pentru copii instituționalizați. Este vorba de copii pe care îi avem în crește, abandonați, care avem în crește, în case de copii și așa mai departe. Referea susționat Iacom Iulia, contabil șef al primării Comunii Coțiorului de Subacu, având în vedere prevederea legii numărul 272 pe 2004, privind protecția și promovarea dreptului copilului cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere prevederile articolul 20 din ordonanța de urgență a Guvernului, numărul 26 pe 97, privind protecția copilului aflat în dificultate, republicate și cu modificările și completările ulterioare. A legii numărul 326 pe 2003, privind drepturile de care beneficiază copiii și tinerii ocroziți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, cu modificările și completările ulterioare. A legii numărul 448 pe 2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Republicată, a legii numărul 292 pe 2011, asistențe personale cu handicap, republicată, a legii numărul 23 pe 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, precum și a legii numărul 273 pe 2006 privind finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare. Având în vedere hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 31 din 2402-2016 privind stabilirea nivelurilor costurilor anuale, rog a se hotărâ în ședința Consiliului Local nivelul contribuției anuale în procent de 35% la cofinanțarea activității de protecție a copiilor aflați în dificultate, a celor cu handicap, a persoanelor majore ocrotite, după cum urmează. Și aici o să dau numele instituțiilor de ocrotire, costul anual stabilit prin hotărârea Consiliului Județean, contribuția Consiliului Local, procentul celor 35%, numărul de cazuri și total lei. Centrul rezidențial Alexandra Onești. Prin hotărârea Consiliului Județean, costul anual este de 35.382 pe an. Ron. E vorba de 353.820.000 pe an, dacă vreți în bani lei. Contribuția Consiliului Local, într-un an de zile, este de 12.384, adică 123.840.000. Este destul de mult. Număr de cazuri, avem 4 cazuri la acest centru. Totalul sumei suportat în cuantumul celor 35% de către Consiliul Local Coțovănești, Primăria Coțovănești, este de 49.536 RON, adică 495.360.000 numai pentru centrul Alexandra, pentru cele 4 cazuri. La Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică, Răcăciuni. Costul anual stabilit prin hotărârea Consiliului Județean este 24.297 de persoană pe an, adică 242.970.000. Contribuția Consiliului Local este de 85.000.000 în bani vechi 0,40, 8.504 RON. Avem 3 cazuri la Răcăciuni și
suma total pentru un an de zile este de 25.512 RON sau 255.120 lei. Centrul Recuperare Comănești, la centrul de, pe hotărârea Consiliului Județean pentru un an de zile pentru persoane este de 30.259 RON. În lei este de 32.590 RON. Contribuția Consiliului Local în cont de un 35% din acea sumă este de 10.591, adică de 105.910 lei. Număr de cazuri, avem un singur caz la Comănești. Contribuția noastră este de 105.910.000, adică 10.591 RON. Acum o să vin și cu expunerea de motive. Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea contribuției Consiliului Local Comunal la finanțarea activității de protecție socială a copilului aflat în dificultate a celor cu handicap și a persoanelor majore ocrotite. Stimați consilieri, în proiectul de hotărâre de față am propus cofinanțarea activității de protecție socială pentru persoane cu handicap, copii și adulți în aprobarea numărului de persoane ocrotite. Potrivit hotărârii Consiliului Județean numărul 31-2402-2016, prin care s-a stabilit costurile anuale pentru întreținerea copilului tânărului cu handicap, se recomandă ca procentul de cofinanțare a Consiliului Local Coțofănești să fie de 35% din costul anual total. Vă informez că din localitatea noastră sunt ocrotite în diferite instituții din județ 4 copii și 4 persoane adulte, deci care vi le-am prezentat, 4 la Alexandra, 3 la Rătăciun și 1 la Comănești. Având în vedere celor de mai sus, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma propusă. Inițiator proiect, domnul primar al comunei Coțofănești. Eu o să închei expunerea acestui punct, în care o să mai adaug doar câteva cuvinte. E bine de știut că mulți locuitori a comunei Coțofănești crede că noi suntem puși numai să luăm bani și să-i cheltuim. Adică de cheltuit să-i cheltuim. Adică activitatea unei primării, unei consilii locale este foarte complexă, începând de la ocrotirea persoanelor cu dizabilități, cu handicap, copii care rămân abandonați, oameni care necesită ocrotire socială și până la problemele de investiții mari, macroeconomice, până la cultură, sport, școală, dacă vezi, culte, orice, agricultură, ISU, adică probleme de situație de urgență, orice, sunt pe umerii administrației publice locale și trebuie să facă față. Dacă întreb mulți cetățeni din comună, nu știu că noi avem în centrele de ocrotire 8 persoane și plătim acea sumă care adunate la un loc se adună ceva. E un efort bugetar care oricum trebuiește respectat și trebuiește virat, acești bani trebuie virați la termen pentru că acele persoane au nevoie de îngrijire și de ocrotire și până la urmă sunt semenii noștri și sunt concetățeni de ai noștri. Rest, ce pot să vă spun? Că m-aș bucura să nu avem nicio persoană cu probleme de handicap, dar din păcate acei sunt în centre de ocrotire. Nu vei pun pe cei care sunt acasă și care primesc pensie de la stat, gradul 1, 2 și 3. Persoane și consoțitoare. Deci nu vorbesc acolo, mai avem vreo 28 de persoane. Deci astea sunt cele 8 persoane care se află în centre de ocrotire socială. Avem 28 consoțitori, dar avem de gradul 2 și gradul 3. Da, bine. Care aia nu prea știm cât sunt. Și avem tot de la. Da, vă rog să, pe baza acestui articol, pe baza acestui proiect de hotărâri, să luați cuvântul. Cine dorește să ia cuvântul? Ne-am fiind nimeni, ne-a supun spre aprobarea dumneavoastră, trist, dar asta este, banii trebuie să meargă și acolo. Aprobarea dumneavoastră, această hotărâre, cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține, vă rog, doamnă, în unanimitate. Vă rog frumos, domnul primar, proiectul de hotărâre la proiect. Mulțumesc, domnul președinte, o să-l citez eu ca să vă scuteți pe dumneavoastră. La punctul 2 avem proiect de hotărâre, primul aprobarea cotizației anuale către ADIB Bacău. ADIB înseamnă, ADIB este prescurtat, înseamnă Agenția de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Intercomunitară înseamnă între comunele din județul Bacău, care sunt în număr de 93, în care intră și orașele. 87 sunt comune, 5 orașe. Referat.
prin adresa numărul 51 din 11.02.2016, Asociația de Dezvoltare Intercomunitare Bacău, ADIP prescurtat, a solicitat aprobarea cotizației anuale la patrimoniul asociației motivat de prevederea ordonanței de guvern numărul 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare. Necesitățile financiare pentru implementarea în bune condiții a proiectului extindere și modernizare sistemului de apă și apă uzată în județul Bacău. Când spunem de apă și apă uzată, se referă la alimentarea cu apă și canalizare. Așa îi spune apă uzată. Adunarea Generală Asociației Dezvoltare Intercomunitare Bacău a propus în ședința din data 29.01.2016, deci 29 ianuarie, luna acum două luni de zile, cotizația la patrimoniul asociației după cum urmează. Pentru județul Bacău, 250.000 de lei. Pentru localității de rang 1. Rang 1 între municipiul Bacău și atât. 250.000 de lei. Adică e vorba de 250 de milioane de lei, scuzați. Pentru localitățile de rangul 2, cuprinse în proiectul extindere și modernizare sistemului de apă și apă uzată în județul Bacău, 20.000 de lei. Slănic Moldova, 3.000 de lei. Comunele cuprinse în lista de investiții prioritare, 2014-2020, 1.000 de lei. Comunele fără investiții în infrastructură și apă și canalizare este de 100 de lei. În aceste condiții vă rugăm să inițiați un proiect de hotărâre al Consiliului Local al Comunei Coțofănești pentru aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău ADIP. Deci, noi suntem ca și comună cuprins la lista de investiții prioritare, deci nu suntem la comuna fără investiții. Suntem la comunele cuprinse în lista de investiții prioritate 2014-2020 și este vorba de strategia de dezvoltare a județului Bacău și implicit strategia de dezvoltare a Comunei Coțofănești pe care noi o avem în format și electronic și sub formă de dosare. Cine vrea să o lectureze are, și are timp, poate veni și o lectureze aici, nu o dăm acasă. Acolo este prinsă strategia de dezvoltare a Comunii Coțofănești pe cei 6 ani, 2014-2020, care am cuprins investițiile, cum să spun, de anvergură mare. Nu am prins acolo că trebuie să mai facem un strat, mai punem trei flori sau schimbăm becurile electrice. Nu. Deci e vorba de canalizare, e vorba de asfaltare, e vorba de terminare sistemului de alimentare cu apă, e vorba de amenajarea unui cabinet medical în satul Borșan și o să vă spun eu mai multe. Grădinița de la Bârca. Grădinița de la Bârca, nouă, care va fi cu părculeț lângă ea. Adică avem o strategie foarte bine pusă la punct. E vorba de căminile culturale care nu sunt finalizate și vorba de cele două cămini de la Borșan, de la Bârca și de la Tămășoaia, că Coțofăneștiul și Borșan este pus la punct. Este vorba de, nu în ultimul rând, și de bisericile și de edificiile de culte, vorba de bisericile din comun, în care va trebui ca în perioada 2014-2020, conform normelor Uniunii Europeane, vrem să ne aliniem la ele, pentru că dacă ne-a convenit să ne intrăm în Uniunea Europeană, ne trimitem copiii în Anglia, Franța, Italia, să muncească, să avem granițe deschise, să avem finanțări europene, va trebui să respectăm și ce spune. Nu implicit chestiunea cu gunoiul la care o să ajungem, e vorba de mediu, și inclusiv chestiunea cu aceste case praznicale și nu în ultimul rând, dar chiar în primul rând, este vorba de casele mortoare. Deci, deja este o lege care se aplică că nu prea mai ai voie să mai ții mortul acasă după ce are loc decesul și va trebui ca fiecare biserică să aibă case mortoare. Da. Dacă vreți strategia de dezvoltare, o să discutăm pe marginea acestei strategii de dezvoltare. A Comunii Coțofănești vorbesc și implicit este prins în master planul de dezvoltare al județului Bacău 2014-2020. Deci noi ne încadrăm la această cotizație de 1.000 de lei, adică 10.000 de lei pe lună. Bănesc că pe lună poți aici, doamne. Deci dacă vreți să mă întrebați ceva, este faptul că suntem membri anual. Așa, anuală, uite, văd, și uitați. Așa. E anuală, este foarte mică, e o sumă modică, până la urmă, 10.000 de lei. 10 milioane, pardon, bani. 1.000 de lei, 10 milioane vin în bani, vei? Da. E o sumă modică și prin faptul că suntem membri ADIB, suntem la Agenția de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, suntem prinși și în Master Plan Dezvoltare. Deci pentru 10.000 de lei, pentru un an de zile, e o sumă infimă și o sumă care nu
să spunem, nu se resimte în bugetul toate adunate la un loc? Da, bine, adunând toate la un loc. Reiese o sumă foarte mare. Până acum ce am dezbătut, nu m-a dat bani. De primit n-am primit. Vă rog frumos să luați cuvântul pe marginea acestui articol. Nefiind nimeni care ia discuții, ia în discuție acest proiect de hotărâri, vă supun spre aprobarea dumneavoastră. Cine este pentru, cine este împotrivă, doamne, în unanimitate acest proiect de hotărâri. Domnule primar, la capitolul 4, aprobarea combustibilului. Da, acum le știu. A combustibilului pentru autovehicul de primăriei comunii Cosopănești. Da. Hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autovehicul proprietate privată a comunei. Consiliul local al comunii Cosopănești de Țubatu, având expunerea de motive a domnului primar Olariu Viorea, primarul comunei, având în vedere raportul numărul 1321 din 18.03.2016 al domnului Manea Bazire, secretar comunal, văzând raportul favorabil al comisiei de specialitate al Consiliului Local Cotrovănești, în temeiul articolului 45 aliniat 1 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicată, propun să se stabilească consumul maxim de carburanți pentru autovehiculul în proprietatea privată a comunei, după cum urmează. Și acum, pentru noi nu ne-am permis să punem nicio cantitate de carburant aici, pentru faptul că vrem să o discutăm împreună. Până în octombrie anul trecut, 2015, a fost o lege în care se stabileau cotele de carburanți care aveau voie să le consume unitățile administrative teritoriale în speța primăriei cu autoturismele pe care, autovehicule care le aveau. Noi, în dotare, nu avem decât 3 autoturisme. Una poliție locală, una viceprimară, una primară. Cele cu care, de altfel, ne dezvoltăm, desfășurăm activitatea. Dacă mergeți la mine imaginea, acum să vedeți, găsiți și grebă, și lopată, și furcă, și secure, și ciocan, tot mereu am oameni, că am o parte din oameni, lucrează pe bârca, la intrare pe bârca. Am început curățenia de primăvară, am fost și pe la terenul de sport, am luat-o tot așa, pe pâraie, pe gârlă, am desfințat groapa aia de la podul Cărpenișului, l-am muncit. Aici, la intrare, în cartierul de romi, am văzut că am desfințat toată groapa și am făcut șanțuri de jur împrejur să nu mai pună gunoaie. Am împins sus la coșul, din păcate aici mai avem de treabă, pentru că oamenii noștri spun că nu produc gunoaie, dar ne sufocă de gunoaie. Și de asta vă spun că era stabilit o cotă. Cota mea de benzină era de 75 de litri, adică 75 pentru toate mașinile. 75 primar, 75 viceprimar, 75 poliție locală. Ori închipuiți-vă cu 75 de litri... Un rezervor jumate. E un rezervor jumate. Dacă mă duc de 3 ori la Bacău într-o lună și mă duc de cel puțin 3 ori la Bacău și mă duc și la unii și la altul, de regulă cumpăram benzină din buzunar. Pentru că nu se ajungeau. S-a venit cu aceasta și au dat seama, pentru că aceste cote sunt foarte, foarte, foarte mici, erau foarte mici. Și acum, prin hotărârea Consiliului Local, care de fapt a funcționat și înainte de a veni legea cu restricționarea cantităților, știți foarte bine că am aprobat. Și noi acum nu o să ne întindem la sumea. Nu vă spun de drumurile lungi care le am. Iași, București, cu proiectele, cu proiectul de asfaltare, proiectul de grădiniță, cu proiectul de parc la Borșan, dacă de proiecte n-am avut. Nu vă spun că apa de la Tămășoaia, care chiar azi a venit domnul Farcaș să înceapă lucrarea la lumea ei, la această investiție, nu va ajung. Un drum de Iași și înapoi, închipuiți-vă că e un rezervor de benzină. Egal. Și mai aveam 25 de litri ca să trăiesc o lună de zile, să mă mișc cu ea. Deci să trăiesc în ghilimele, să mă mișc cu ea. Nu se poate. Era gulavnic de puțin, dar cu toate astea ne-am descurcat. Românul este descurcăreț de felul lui. Acum eu am propus așa, ca aceste cantități nu o să le facem prea mari, pentru faptul că nu... Datorită faptului că eu, în calitate de primar, și sunt ordonator principal de credite, și eu trebuie să merg și la București, la Ministerul Finanțelor, și la Iași, la... AFIR, la Agenția de Dezvoltare Rurală, unde toate proiectele acolo se plămădesc, acolo, cum să spun, ăia le controlează, ăia vin și ne controlează pe noi. Am propus pentru primar 200 de litri, nu e obligatoriu să și le consume, nu e obligatoriu. Și la celelalte, la... Se reportează 100, asta, domnul primar? 100 de litri la domnul viceprimar, 100 de litri la poliție locală.
că mai rămâne la mine și mi-i dau domnul viceprimar dacă depășește dumnealui, sau mai dau la poliția locală, nicio problemă. Deci în 400 de litri de benzină pe lună, care ar însemna undeva la vreo 20 de milioane. La 50 ceva, 22. Vă rog frumos pe această... Dar nu este obligatoriu să-și consumăm... Dar se reportează. Pentru că trebuie justificat. Dar nu se reportează. Eu trebuie să am ordin de deplasare, că am fost la Iași, să am ordin de deplasare cu ștampilă, că m-am prezentat la Iași, că m-am prezentat la București, că m-am prezentat la Bacău, că nu știu. Deci, nu eu, aia nu eu și-o stochez acasă, că n-am cum. Deci, vă rog frumos pe această temă să o luați în discuție. Vă cer, poftiți. Cine are de vorbit? Cine vrea să vorbească? Dacă nu sunt, trece să... Trecem spre aprobarea lor, dar eu aș avea o problemă aici, domnul primar, la poliția asta comunală, să urcăm o leacă să fie mai activi. Asta este foarte adevărat, dar asta e un... Ei n-au cu ce să deplasa, domnule, permanent, nu, e subiectul nu, nu, și... Nu asta e problema. Numai o secundă, mai e o problemă și că utilajul e foarte vechi, da. E foarte îmbătrânit. Starea tehnică. Starea tehnică a lor, unii obligatoriu mașinile astea sunt consumatoare de noi. Cred că trebuie să facem un efort să mai înlocuim macaruna. Acum le-am dat mașina vicele primar. Le-am dat mașina eu. Nu, trebuie neapărat rezolvat o mașină, dacă nu la poliție, la viceprimar, făcut o mișcare de asta. Supun spre aprobarea dumneavoastră propunerea domnului primar, respectiv primarul 200 de litri, viceprimarul 100 de litri și poliția locală 100 de litri. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Să abține, doamnă, în unanimitate. Domnul primar, la capitolul 5, vă rog, la proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de gospodăriri. Da. Da, vă rog. Raport privind proiectul de hotărâre inițial de primarul Comunei Coțovănești prinde măsuri necesare pentru gospodărirea, păstrarea, curățenii și înfrumusețarea Comunei Coțovănești, stabilind totodată atribuțiile ce revin cetățenilor și Consiliul Local al Comunei Coțovănești pentru respectarea prevederilor ordonanței de guvern numărul 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cât și pentru crearea unui cadru mai plăcut în interiorul Comunei. Printre principalele măsuri prevăzute, prevăzute se numără și conștientizarea cetățenilor prin afișaje amplasate în locurile publice și pe postul local, acesta fiind primul pas în responsabilizarea locuitorilor comune privind mediul înconjurător și condițiile de igienă. Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei stabilește și reguli de comportament general valabile pentru traiul în comunitate, fiecare respectând drepturile celorlalți privind un mediu mai curat și implicit mai sănătos. Interzicerea spălării mașinilor în zonele ciușmenilor și frânturilor publice. Afișajul este permis numai în anumite zone publice. Interzicerea depozitării de materiale de construcție pe drumurile publice. Obligativitatea curățirii șanțurilor și rigolelor. Bine, astea sunt obligațiile cetățenilor. Având în vedere obligațiile autorităților administrației publice locale de a lua măsurile pentru buna gospodărire, pentru păstrarea curățenia. Având în vedere prevederea ordonanței de guvern numărul 21/2002 pentru gospodărirea localităților urbane și rurale, propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea măsurilor pe linie de gospodărire, păstrarea curățeniei, respectarea normelor de igienă și înfrumusețarea Comunei Coțovănești în anul 2016. Și acum eu o să vă trec la expunerea de motive. Materialul e un puțin cam stufos, dar cu răbdarea dumneavoastră, sper să trecem peste. Expunerea de motive. Asigurarea și păstrarea colecției și a ordinii pe teritoriul comunei, buna gospodărie a acestea și respectarea unor de igiene constituie obligațiile fundamentale a Consiliului Local, a primării, a instituțiilor publice și a agenților economici care își desfășoară activitatea în comună, precum și a cetățenilor. Organizarea, derularea și participarea la activitățile edilitare, gospodărești de pe raza comune constituie obligație pentru Consiliul Local, primărie, instituții publice, agenții economici și pentru cetățeni. Întreținerea și măsurile de protecție a spațiilor verzi și gospodăriilor și se realizează prin lucrări de deratizare, de dezinfecție, fertilizări, însămânțări, udări manuale, lucrări de tăiere, ștoalitări, arbori, plantări, culturi floricole și plantări arbori și arbuși, lucrări de salubrizare și înfrumusețare, reparare și vopsirea gardurilor, vopsirea tâmplării, repararea soclurilor, etc. Având în vedere prevederile ordonanței de guvern numărul 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale,
față de cele arătate mai sus, propun Consiliul Local aprobarea unei hotărâri privind aprobarea măsurilor pe linie de gospodărire, păstrarea curățenii și respectarea normelor de igienă și înfuncționarea Comunii Cotroceni în anul 2016, conform anexei la prezenta expunere de motive. Și aici o să trecem la proiectul de hotărâre. O să vă citesc motivația. Având în expunerea de motiva primarului Comunii Cotroceni, văzând raportul înregistrat la numărul 1260 din 16.03.2016 de Petre, responsabil protecția mediului din cadrul aparatului de specialitate la dispoziția primarului, având în vedere prevederile ordonanței guvern numărul 21/2000 privind gospodăria localităților urbane și rurale, văzând raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local, întemeiul articolul 18 din ordonanța Guvernului numărul 21/2002, articolul 38 alineat 3 și articolul 46 alineat 1 din legea 215/2001 privind administrația publică locală cu modificări și completări ulterioare, propun spre aprobare următorul proiect de hotărâre. La articolul 1. Se aprobă prezentul program de care stabilește măsurile ce se vor întreprinde de către locuitorii comune pentru gospodărirea, întreținerea și înfrumusețarea localității, conform anexei numărul 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. La articolul 2. Buna gospodărire, întreținere și curățenie, respectarea normelor de igienă, precum și înfrumusețarea comunei, constituie obligație permanentă a primarului, instituțiilor, societăților comerciale și a tuturor cetățenilor. Se aprobă cuantumul amenzilor prevăzute în norme și contravenții privind gospodărirea, întreținerea și înfrumusețarea localității Cotrofănești, conform anexei numărul 2 la hotărârea Consiliului Local numărul 9 din 31.03.2011. La articolul 3. Dispozițiile prezentului hotărârii se completează cu prevederile ordonanței guvernului numărul 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, inclusiv cele privind plată a jumătate din cuantum amenzi în termen de 48 de ore de la începând cu data prezentă hotărâri, se abrogă orice alte hotărâri sau dispoziții contrare. Articolul 15. În grija primă secretarului Comunii Cotroceni, prezenta hotărâre se va înainta instituției prefectului Bețul Bracău. Apropo, avem un nou prefect, Ioan Ghica se numește, dacă nu știați, a fost debarcat, bineînțeles că politic, cel fost prefect și a fost instalat sau înscăunat nou prefect care se numește Ioan Ghica. Mai mult știu să vă spun despre dumneavoastră. Puteți intra pe site-ul prefecturii și acolo o să vedeți mai multe date, pregătire, vârstă, apartenență politică și așa mai departe. Da. Persoanele interesate și va fi publicat până afișat la sediul primăriei Cotrofănești, afișierul din comună și pe site-ul instituției. Deci asta este o muncă, dar stați un pic că nu este gata, pentru că va trebui să citesc și din anexe. Și aici o să dau citire primei anexe prezenta hotărârii. Programul măsurilor de gospodărie, păstrare, curățenie, respectarea normelor de igienă și înfrumusețarea Comunii Cotrofănești în 2016. Până pe data 30 martie 2016 se va populariza în fiecare sat prin afișare în locuri publici pe postul local îndatoririle și răspunderile ce revând cetățenilor conform ordonanței guvernul numărul 21/2002 și a legii 137/95. 21/2002 se ocupă de gospodărirea și înfrumusețarea localităților, legea 137/95 se ocupă de mediul înconjurător, de aspectul înconjurător al localităților. Societățile comerciale și asociațiile familiare, persoanele fizice, deținători de imobile, sunt obligați să ia măsuri pentru asigurarea întreținerii, curățeniei și îmbunătățirea aspectului plăcut al clădirilor, constând în următoarele. A. Să execute lucrări de reparare și vopsire a gardurilor, valabil pentru cetățeni și a agențiilor economice, bineînțeles. Lucrări de reparare și vopsire a gardurilor, a porților, refacerea socurilor deteriorate, vopsirea tâmplăriei metalice și din lemn, de asemenea să întrețină curățenie și igiene în unitățile pe care le folosesc, în anexele gospodărești, în curți, grădini și alte terenuri pe care le dețin. La punctul B. Să asigure până la 30 mai 2016 zugrăvirea și vopsirea părților exterioare a clădirilor, înlocuirea gheabulor și a bulanilor degradate, precum și efectuarea altor lucrări de reparație și întreținere la fațadele imobililor. Aici mai mult se referă la agenții economici, dar nu numai, și chiar la persoanele fizice, la gospodării persoanelor fizice, însă este greu să-i impui un om să-și pune gheabul noi în momentul când el are o pensie de 4 milioane sau n-ar veni de la. Acolo e mai delicată problema. La punctul C. Pe perioada întregului anul 2016 să nu păstreze în suprafață locativă sau să nu depoziteze pe teren proprietate mărfuri, materiale sau alte bunuri care prin mirosul lor deranjează pe ceilalți locuitori sau care în contact cu agenții
atmosferic se descompun. E vorba de acele materiale interzise a fost depozat pe terenurile agricole, neagricole și pe domeniul public. La punctul de ori, decât de o situație unipune, se măsură pentru combaterea rozătoarelor a insectelor de pitun, dezinsecții și de realizări în spațiile pe care le dețin din propria inițiativă sau la asistarea organelor competente. Este vorba de agenții economici și instituție publică, gen școală, primărie, acolo unde există un flux mai mare de cetățeni. Fie elevi, fie adulți. La punctul E, pe tot parcursul anului se utilizează, se întrețin în bună stare de funcționare și curățenie, dotarea sanitară și în mod special WC-urile. Aici o altă problemă, o să mai discutăm noi, pentru faptul că în ceea ce privește școlile, aici trebuie să ne aliniem standardele europene și să facem toalete după normele europene. Și o să vă explic dacă o să-mi dați prilejul. La punctul F, în permanentă, să întrețină în stare corespunzătoare împrejmuirile imobililor și acolo unde este cazul, să asigure curățenia șanțurilor și potențe existențe în zonele acestora. La punctul G, să întrețină în permanență în stare corespunzătoare afișajul firmelor și al vitrinelor, agenții economice. Până la data 01.05.2016 se vor lua măsuri pentru eliberarea drumurilor comunale și a uliților și altor căi de acces de diversele materiale de construcție, bolovan, nisip, balast, lemne, etc. Din păcate, mai avem cazuri și cazuri care dăi nu e din an și va trebui să stopăm ăla. Se interzice crearea de obstacol pe drumurile publice prin depozitarea de diverse materiale, prin staționarea mașinilor, tractoarelor și utilajelor agricole, plug, disc, semănător. Și aici avem probleme și trebuie să rezolvăm. Gunoaiele și resturile menajere, rezultate din gospodării populației, vor fi preluate de către agentul de salubritate care funcționează la nivelul comunei, cu care cetățenii comune trebuie să încheie contracte individuale pentru prestarea de servicii și de salubritate. Anunțele publice, de orice fel, se vor afișa numai în locurile stabilite prin afișaj pe sate. Noi pe sate avem, știți că sunt acele afișaje electorale, acele tabele, atât se vor. Nu punem afișe pe toate gardurile, pe toate instituțiile publice, oriunde ne vine nouă. Că am dreptul să rup fără să mă tragi de bârnesc, chiar dacă le-ai pus pe gardul dumitale. Afișajele care sunt comerciale sau, știu eu, dar de regulă comerciale, se afișează numai în locurile stabilite de către primărie și Consiliul Local. Și dacă îl rup, nu are dreptul să-mi zică nimeni nimic, ba din potrivă pot să dau și o amendă. Se interzice, se va urmări întreținerea în mod corespunzător a spațiilor dezexistente pe teritoriul comunei, parc, cât și utilizarea acestora în scopul în care au fost create. Până pe data 30 mai 2016, vor tăia crengile care împiedică buna funcționarea cablurilor și instalațiilor electrice și telefonice de către persoanele abilitate și se va asigura de-a lungul scuzați, dar drumul este secțiunea de trecere pentru utilajul de intervenție pompier salvare. Se interzice spălarea mașinilor și altor mijloace de transport în zona ciușmelilor și a fântânilor publice, precum și pe cursurile de apă care traversează comuna. Și aici avem probleme. Foarte mulți cetățeni spală mașina pe la ciușmelele din comună. De regulă, acolo nu sunt bazine de apă. Se va urmări ca persoanele fizice și juridice să-și desfășoare activitatea numai în urma autorizării acestea de către primărie. Deci orice persoană care desfășoară o activitate, fie că e de reparații, fie că e comercială, fie că e de investiții, fie că e de orice fel, trebuie să fie autorizată de primărie. Din păcate avem cazuri în care se desfășoară activități fără să fie autorizați de primărie. Va trebui să fim foarte atenți pentru că vedeți cheltuielile la primării sunt foarte mari și ar trebui și dumneavoastră să contribuie la acest buget local, numai să critice, să și mai contribuie la construcția unui buget local și la, știu eu, la amenajarea unui climat corespunzător al comunei. Persoanele autorizate pentru desfășurarea activităților economice comerciale au obligație de a, deci aici se referă numai la cei comerciali, au obligația de a menține curățenia în zonele lor de activitate și de a nu lăsa sau depozita în alte locuri decât cele special amenajate, ambalaje sau deșeuri rămase după vânzarea mărfurilor. Aici se știe că noi am impus ca fiecare să aibă coș de gunoi în fața prăvăliei, să-și adune gunoaiele, să le predea la mașină în fiecare joi când vine mașină. Se vor urmări ca mărfurile aduse spre vânzare să nu fie murdare, alterate sau expirate, iar persoanele care desfac produsele alimentare să fie avizate de către organele competente ca având o stare de sănătate corespunzătoare.
Știți că acum se vehiculează ideea că acel microb E. coli ar fi plecat de la salariații acelei fabricuțe de brânzeturi. Nu e sigur, am zis, se vehiculează, eu nu cred. Dar acele persoane care lucrează în, cu produse alimentare trebuie să fie controlate și să aibă avizul DSP-ului, Direcția de Sănătate Publică Bacău, adică periodic trebuie să meargă la control. Pentru că nu poate, nu poate să fie acolo și numai acolo, și la stânci, poate să fie unul bolnav de TBC, unul poate să fie unul bolnav de hepatită, care este transmisibil, nu poate să fie, deci acești oameni trebuie verificați pentru că se poate întâmpla o minune, o catastrofă. Și, microbiană, dacă îmi dați voi să folosesc un termen de la anexa numărul 2, o să vă dau citire, că nu este destul de lungă. Aici, în anexa numărul 2, sunt cuvinte și contravențiile. Și este primaria, de vreo 7 pagini. Mai multe, cred. Anexa care a fost supusă aprobării tot în același consiliu anul trecut, dar s-a repetat. Absolut, este hotărârea cu amenzile în 2011. S-a repetat, dar nu e ceva nou. Se repetă. Acum, ce vreau să vă spun? Că pentru toate cele pe care le-am spus eu, nerespectarea, cum să spunem, a normele pe care le-am citat. Dacă spală ciușmea, la ciușmea mașina, avem amenzi prevăzute. Dacă aruncă gunoi în locuri nepermise, avem amenzi prevăzute. Dacă nu-și repară exteriorul, gardul, șanțul, avem amenzi. Dacă aruncă acele deșeuri de care spuneam noi, chimice, nechimice, în alte lucruri avem. Pentru toate aceste lucruri avem amenzi. Dar dacă vreți să... Iar amenda o poate da așa. Primarul, viceprimarul și poliția locală. Bineînțeles că viceprimarul și poliția locală este împuternicită de la primar. Avem procese verbale de amendă, am dat amenzi, dacă vreți o să le prezentăm în ședința următoare, dar nu mergem pe ideea de amenzi, eu totdeauna am zis că munca preventivă este cea mai bună. L-ai prins pe om că își aruncă gunoiul la coșuri în marginea drumului, îl avertizezi primarul, te dea un avertisment, a doua, dacă îl prins și a doua oară și a treia oară, nene, îi dai amendă, că înseamnă că este răuvoitor sau nu dorește să aibă un mediu curat. Și acum, pentru că tot era legat de curățenie, noi am demarat acțiunea de curățenie. De fapt, toată iarna am fost în curățenie, am curățat toată zona până la căiul de lăstărișul ăla pe copaci, am luat pârouă pe la Borșani, am mai spus eu mai înainte, groapa de gunoi, care nu ai voie să mai ai groapă de gunoi, sunt nicio formă, dar mai sunt acel secret care rezultă de la tăiatul pomilor și curpeni de vie, care unii aduc și pun acolo. Eu, de exemplu, la mine, tot îi adun grămadă și dau foc la mine în grădină. Alții văd că îi aduce la coșuri tot. Curpeni de vie, zic, mai puțin, dar de la pom, acum facem curățenie, în 2-3 zile nu mai avem. Iar ne-am dat băieților ăștia în atenție, poliție locale, să fie foarte atentă, să-i avertizeze prima dată pe oameni. După aia am făcut la intrarea în Rome, acolo am făcut curățenie 3-2 zile la rând focolă. Am făcut pe Bâlca, pe la Moroianu, pe partea aia, pe partea prâului. Am făcut șanță să mai poată trece, să mai depună gunoaie. Aici, în fața al Florinei Antoi, chiar am pus șanță. De fiecare dată facem șanță să nu poată treacă să mai pună gunoaie. Am făcut în parcare curățenie, iar la ieșire în curățenie. Și nu în ultimul rând, legat de acesta, este de acea taxă de salubrizare pe care trebuie să o plătiți. Oameni, ce trebuie să înțelegă oamenii Comunii Coțofănești? Nu este un moft al primarului Comunii Coțofănești. Nu este un moft al Consiliului Local Coțofănești. Este un moft al Uniunii Europene, dacă vrei să-l numesc așa, dar nu este, cu ghinimele de rigoare. V-am mai spus și repet, am vrut Uniunea Europeană, trebuie să ne alinăm și normelor și directivelor Uniunii Europene. Și Uniunea Europeană spune în felul următor, ca să avem o viață frumoasă și cât mai îndelungată, să rămână, uite ce ne-a avut grijă, chiar ne-am nevoie. Să avem un mediu înconjurător ambiental plăcut. Hai! Mulțumesc, rog! Și a venit această licitație națională în care s-a stabilit un agent economic care se numește Romprest, care, din păcate, are și acel scandal cu patronul, cu domnul Walter. Dar nu are importanță pentru că acolo sunt mai mulți acționari. Societatea merge înainte, dumnealor au câștigat licitația. Și asta a stabilit că această societate Rompres să
colecteze gunoaiele de la cetățenii comuni, Coțofănești, Urechești, Ștefan cel Mare, Căruț, și așa toată valea, totușule, până la Moinești, nu știu dacă o fi și prin Harghita și prin Covasna, tot ei, dar aici pe județul Bacău sunt ei, inclusiv Oanești. Și s-a stabilit la licitație, că s-a fost un caiet de sarcini și care mare experiența licitațiilor să nu se face, s-a stabilit că la persoanele fizice vor lua 37 de lei, mediul rural vorbesc acum, 37 de mii de lei vechi, sau 3 lei 70 da, roni, așa, de persoană, de persoană, în mediul rural, iar în mediul urban este 9 lei 30, 93 de mii de lei de persoană. Prin urmare, o parte din cetățenii municipiului Onești care au locuințe la noi, a venit să le dăm adeverințe că plătesc gunoiul la Coțofănești ca să nu-l plătească la Onești, pentru că era mult mai mult. Pubelele sunt, din partea primăriei și a consiliului, sunt gratuite, se dau gratuite, suntem obligați să luăm banii prin așa și să învățăm oamenii să-și dea gunoi. Eu n-am, timp de 5 ani, știți foarte bine că a funcționat o societate care dădea gunoi numai cine vrea. N-am obligat pe nimeni. Acum nu se mai poate. Mă obligă și pe mine ca, și ca primărie ce eu trebuie să dau să plătesc. Ei, ce vreau să vă spun. Eu știu că este foarte greu. Sunt oameni care au pensii de 4 milioane. Pentru el orice bănuță este foarte, foarte important. Pentru el 37 de mii de lei pe lună de zile înseamnă 3 pâini și jumătate. El cu 3 pâini și jumătate trăiește o săptămână. Dar nu am ce face. Deci inclusiv de la copilul de 0 ani până la cel cu 90 de ani trebuie să-l prind în acele documente. Văd că o parte din nemulțumirea oamenilor este că noi am perceput această sumă să o plătească toată la început de an. De ce spune? Dar nu poate. Am lăsat și în două rate, și în trei rate, acolo ne-am orientat. Pentru faptul că ar trebui ca în fiecare lună să iau un salariat din primărie, să ducă să bată la poartă, nene, știi, a trecut, mă, tate, să-mi dai 37.000 de lei. Omul ori la vie, ori în fundul grădinii, ori plecat la fică sau ori la cumnaț și eu trebuie să mă duc și a doua oară și a trebuit să-mi dea 37.000 de lei. Și tai chitanță și stai toată ziua pe la porțile oamenilor. La cei care au venituri mai puțin, pensiile astea mici, plătiți în două, trei rate. Cei care vă dă mâna, plătiți totodată. Dar puberea este gratuită din partea primăriei și a Consiliului Județean. Și am zis că este bine. Dar v-am spus, nu dă bine și închipuiți-vă. Până la urmă, nu mă ferez nici de presă, nici de aia. Într-un an electoral, orice primar, cât, oricâtă țiglă ar avea pe cap, n-ar mai pune pe spatele oamenilor încă un bir, încă o taxă. Dar nu că am vrut eu și eu am explicat la oameni și au început să înțeleagă, este pentru că ni se impune. Și până la urmă nu e o măsură, duce pe proprietățile lor. Dar cei care nu au, va trebui tot într-o hotărâre a Consiliului Local să stabilim un loc în care se pună platforme de gume. Foarte bine. În care pentru hotărâre, pentru bâlca, în două locuri dacă e nevoie, că așa va trebui în zona Romilor și una în capul bâlcii, pentru Borșane o platformă, pentru Coțofănești o platformă, pentru Tămășoaia o platformă. Va trebui să facem și lucrul ăsta ca să ordonăm lucrurile să fie clare pentru toată lumea. Iar eu în ședințele pe care le aveam primăvara asta, fie cu organizarea de cirezi, fie cu campania electorală, dacă vreți, o să le spun oamenilor că trebuie să devenim cetățeni europeni și dacă vrem să fim cetățeni europeni cu drepturi de pline, să mergem și pe spațiu Schengen, să ne dea voie, va trebui să respectăm standardele pe care le impunem, că n-avem ce face astăzi. Înapoi nu putem da nicio formă. Nici eu și nici dumneavoastră. Indiferent cine va veni primar, că va fi Olaru, că va fi Popescu, Ionescu, va trebui să meargă pe această linie. De la asta nu te poți să abate, sub nicio formă. Pentru că am votat să fim acolo. De asta vă spun că fiecare cetățean al comunei, agenții economici în special, au obligația, conform ordonanței 2, pe 2002, au obligația să-și facă curățenie în fața spațiului comercial, să-și vopsească, să-și repară gardul, de altfel și persoanele fizice. Oamenii s-au învățat acum, pentru că noi, ca și primărie, având aceste ajutoare sociale, folosim oamenii ăștia la curățenie. Și le văruim și pomii și stâlpii din față. Și nu e nimic rău în asta. Eu zic că e un lucru bun. Ajutăm cetățenii. Cu o parte din sunt bătrâni. Dar prea s-au învățat. Că știți ce spun când vin pe deal? Spun așa. Dă gunoiul jos. Dă, și îl prindem acolo. Am găsit eu. Și spune. Da, și puturoși ăștia, dar 416 ce o să facă la ajutor social?
Dar dai mentalitatea asta, nu trebuie să dăinuie. Dar de ce? Cu ăla pot face altceva decât să împing gunoiul mă tare de vale. Mă duc și fac o bucată de șanț undeva. O porțiune de șanț. Dar mâine, poi mâine, nu le mai dă la puturoși ăștia, nu le mai dă ajutorul social, așa cum e numit ei. Și atunci ce o să facem? Noi o să notăm în gunoaie până la brâu, până la gât, că așteptați dumneavoastră să vină ce mai ați vrea. Deci, mentalitatea trebuie schimbată. Trebuie să respectăm munca celui care o face. Eu am zis așa, domnule, nu puteți face curățenie, e de acord. Bă, dar menținiți-o. Deci nu puteți, o facem noi la primărie. Avem cu cine? Putem, cu utilaje, cu oameni, o facem noi. Bă, dar respectați munca noastră. Nu vă bateți joc. Acum strâng gunoaiele la coșuri, peste două zile iați sunt de acolo. Deja deci, nu se poate așa ceva. Și am spus, domnule, du-te și dă-le de răbă acolo de oare, că le mai dăm noi foc, le mai adunăm. Unu, știi ce mi-a spus unul odată, doar lungesc vorba. Doamne, de ce te duci, domnule, să te dai într-o margine acolo, în marginare, pe că de acolo mai rezolvăm noi cu oamenii care avem. Dar ce vreți să fac pană la căruță? Dacă iau un cui. Ce asta era mentalitatea omului. Da. Dacă vreți să fac pană la căruță. Da. Închei prin... prin a crede că v-am convins să-i conștientizați pe oamenii pe care îi reprezentați să facă să aibă un mediu frumos și, și o comună frumoasă. Eu zic că avem o comună frumoasă, aranjată. Ne muncim. Muncim mult, da? Greu, dar se poate. Domnilor consilieri, e un punct foarte vast asta de discuții cu înfrumusețarea comunei. V-aș ruga frumos să luați cuvântul și să vorbim doar la obiect. Și nu se mai repetă la divers. Poftiți, cine ia cuvântul? Dar concret și pe problemă ce putem face? Domnul Plop. În legat de poftiți. Discuții cu bloiul și cu toate astea, eu zic că perioada asta a lunii martie, care este declanșată ca luna curățenii, ar trebui să fie o propagandă mult mai frumoasă, mult mai așa, și plus de asta și prin afișe. Și așa ani anteriori, pentru conștientizarea și a oamenilor. Eu sper că oamenii o să înțeleagă ceea ce votărâm noi. Și a doua la mână, știți că și rândul trecut, în ședința din ianuarie, am solicitat pe la alte localități s-au mai negociat, domnule, legat de chestia cu taxa pentru gunoi. Chiar și la deșeurile astea. A fost o ședință la, mi se pare că la sediul agricol de la asta, care au spus fiecare primar și a spus părerile, adică legat de contractele care s-au făcut cu salubritatea. Ei au venit și au fixat taxele, dar e vorba că sunt valori care sunt foarte, foarte mari. La ce vă referiți? Vă rog, mă refer chiar și la agenții economici. La agenții economici. Da. Acolo să vă contactez după agenții da. Economici. La agenții economici, tot la fel, se iau taxe foarte mari legat de tonă. Eu sunt sigur că sunt și societăți care sunt mai micuțe și plătesc aceeași sumă ca și celelalte, care sunt mari, care au productivitate. Eu asta zic, în perioada cât se face campania asta de curățenie, într-adevăr, sau am văzut, lucrez aici în localitate și în permanență și eu le-am atras atenția la cei care aruncă la voia întâmplării. Spre exemplu, aici, o luăm în față la domnul viceprimar, unde are magazinul. Legat de școală, nu cred că niciodată la școală s-a spus la copii, băi copii, nu mai aruncați la voia întâmplării tot felul de polială, tot felul de hârtii, tot felul de pungulițe. Toate ambalajele astea care rezultă de la dulciuri. Eu asta vin cu propunere, trebuie făcut și în școli, trebuie făcut și prin afișe pus la intersecții din astea. Spre exemplu, am văzut o chestie foarte bună legat de agricol, acolo la domnul Tumuleanu. Haideți să punem și acolo un panou din ăsta, să duce lumea spre biserică, este zonă de centru. Trebuie o leacă mai agresiv făcut și chestia asta ca să înțeleagă oamenii. Și aveți perfectă dreptate, că așa este. S-a făcut curățenie la șesul coșului, eu am venit la Tămășoare, am fost în zona și respectivă și la două zile după ce am fost, când m-am mai dus în cotură la curățat, într-adevăr era o mizerie de nedescris. Și crenci, coceni din ăștia, care pur și simplu se mai pot arde și la domiciliu.
Nu neapărat să te duci să iar un loc. Ai perfectă dreptate, e relatat probleme concrete, și... așa este, dar dacă mai reținem o chestie că noi am mai vorbit în Consiliul Local, trebuie umblat o leacă la educația omului. Exact. Ei, educația omului la ora actuală este așa cum este la Comuna Coțofănești și nu numai la Comuna Coțofănești, și peste tot. Domnul primar a atins un subiect foarte important. Ce face puturoșii aia de la 416? Zilele trecute la Coșuri era foarte frumos și astăzi, azi eu am fost la Via acolo, e de groază. Dar ce a să... A doua la mână. Numai o secundă. Și o altă treabă. Acum la Coșuri sus e cum e în fața clopotniței aia, că și asta e urât, da, dar la transformator oameni buni, am văzut oameni. Și băi, omule, urcă-i la Dumnezeu sus acolo. În fața transformatorului, jos, la urcare, se duce. Da, sunt femei bătrâni, oameni buni. Și iar trebuie să înțelegem. Duce găleata cu gunoi pe... O trage după el pe picior și o deșartă acolo în fața transformatorului. Urât. Eu, spre exemplu, circul foarte, adică cam în totalitatea comunii, că suntem în patrulare, suntem în astea, și circul și până în suprafețele astea. Să știți că este gunoi aruncat la voia întâmplării și în special cinicară, tot cu căruța. Că îl pune în căruță, aruncă sacul direct, ori la poala pădurii, ori pe via omului. Dar la ori... șoseaua națională. La șoseaua națională. Șoseaua națională, saci întregi. Da, acolo... Chiar aici, la Fântâna Voicului. A fost un caz, vă spun foarte clar, că am spus domnului primar la o ședință anterioară din luna decembrie sau noiembrie, că au fost saci pierduți chiar de ăștia, de la Salubritate, să știți. Da, e adevărat. Au plecat odată și exact până la podul Cărpinișului, de la cabina, cum se spune în termenii noștri, domnului primar. Da, au fost pierduți saci pe traseu. Ei, trasele. Va trebui da. Să luptăm în continuare. Și legat de asta, eu întotdeauna le-am spus, băi, oameni buni, puteți să le ardeți acasă. Spre exemplu, s-au făcut pubele din astea pentru adunat peturile. Pun, pur și simplu, pun gunoaie. În loc să pună peturi, pune gunoaie. A doua la mână, haideți să vorbim pe viitor, să aranjăm și problemele astea care sunt greu accesibile la unele străzi. Haideți să luăm și măsurile astea de a turna beton, de a aduce pubele din alea mai mari cu capace frumos și să amenajăm o chestie. Da, voi, dar nu, da, o secundă, imediat. Când terminați, să spuneți, să dăm cuvântul. Păi, dacă sunt zone care se plâng că este distanța foarte mare de a căra gunoiul, nu vine nimeni cu tomberonul de la... Spre exemplu, cum este la Nelușul Plop, cum este zona... Intră mașina acolo. Intră acolo? Da. Se bagă? Nu vrea nimeni storinie să aibă pubela la poartă. Așa. Acum, și rugămintea mea este, adică zona asta de centru, dacă se poate, domnul viceprimar, să facă o leacă curățenie și zona aia părâului. Că sunt numai hârtii și protest. Și legat de problema cu cei de la 416, haideți vă rugăm frumos, din funcția mea de consilier local, să iasă toată lumea să-și ducă la îndeplinire sarcinile care sunt. Nu unii da și unii nu. Spre exemplu, mai explicit, să fie o chestie, să participe toată lumea, cei care beneficiază de ajutorul de la 400. Aveți un caz concret în care știți că n-a participat cineva și a luat banii? Asta vreau. Nu, să ne dați și nouă răspunsul, domnul primar, dacă se poate legat de, spre exemplu, și zona aia care în permanență, gâr la bâlci, cum se spune, sunt tot felul de gunoaie depozitate și aruncate la voia întâmplării. Care este apă curgătoare. Fiți este din partea romilor, din partea romilor până în capul. Unde? Exact în zona, cum îi spune, capătul lor acolo, la zona Petrica sau cine e acolo și-a jos. În zona aia acolo și-a... La Petrica, spune. Bun, îmi pun la mine la magazin acolo? Da, acolo. Când a fost ultima aia? Ultima dată cu jumătate de lună, nu mai mult. Duceți-vă acum, că nu. Sper că ați făcut, dar trebuie la... Spuneți la ce vă referiți. Dacă aveți probleme concrete cu cei de la 416, care încasează din la muncă, vă rog să-i nominalizați. Sunt destul. Dar spuneți, păi nu. Sunt destul. Dacă nu realizați... Curajul responsabilității. Spune, domnule, știu că Zaru, Popescu, Ionescu iau ajutor și nu vin la treabă. De ce vă ascunde după Cireș? Nu mă ascund. Dar vă spun cestit că din funcția de consilier am să mă duc și eu într-o zi ca să fac prezența respectivă, dacă tot mergem cu amenințări din astea. Adică se aduce din altă parte să facă curățenie în zona Bâlcii sau unde este.
Într-adevăr, este o mizerie de nedescris pe șanțuri. S-a adunat. Da. Nimeni nu-și face curățenie nici măcar în fața porții. Nu vor să-și facă. Dacă vorba de cetățeni, primăria, comunică, țofănești și Consiliul Local, n-are niciun fel de obligație să facă curățenie în fața porții lui Ghebuș. Nu, domnule, dar eu fac curățenie, dar sunt alte porțiuni. Nu, dar n-avem nicio obligație noi prin niciun fel de atribut, noi consilierii. Doar noi, consilierii, trebuie să facem, să-i educăm, să le spunem prin afișe, prin discuții cu ei, să nu mai duc cu noi. Acum, tu știi foarte bine că noi doi am luptat împotriva lucrul ăsta și nu trebuie să generalizăm. Comuna noastră este una din comunele care nu e codașă la lucrul ăsta. Păi adu-ți aminte ce era la Cărpiniș, la podul Cărpinișului. Adu-ți aminte ce era la Coșuri de... Nu mai puteai respira de miros. Era în capătul Bâlcii, nu mai vorbesc, chiar la Prale, acolo, la stâna, mai încoa puțin, în stânga, cum te duci încolo. Ei, la ora actuală nu mai este. Dar, apropo, am spus acum câteva clipe că este vorba de educație. Educația mea, educația ta, educația altuia. Acum ce vrei să-i faci? Moș Gheorghe are 80 de ani. Domnul primar, dați-i răspunsul lui domnului consilier. Da. În legătură cu gunoiul de persoane juridice. Domnul consilier, o să fiu foarte punctual și foarte responsabil. Atenție! Eu am pretenție că această comună Coțofănești, de pe Valea totuși cel sunt pe la unii, este cea mai frumoasă. Și dacă vreți, vă dau un aspect. Zoana, sau de o parte și de alta, ADN-ul 11-a, nici o comună nu și-a făcut curățenie, nu și-a curățat, foamei nu și-a avea. Mai avem în zona aia, în cabina 2, la Fântâna Voicului, acolo în curba aia. Acum adunăm tot ce mai e bidoane, că le aruncă. Mai aruncă din mașină, mai aruncă din căruță, mai nu le aruncă. Bun. Deci, primii care au făcut și-au văruit foamei după zona DN11-a a fost primarul Comunii Coțofănești anul trecut. Și el a curățat foamei prima dată. Unde erau focare de infecții și gunoaie foarte multe. Și acum o să vă spun de la podul Cărpenișului. Mergeți, este, pot să fie teren de fotbal. În zona de la Nomaz, deci la Corturar, cum vreți să le ziceți, rog. Mergeți să făcut teren de fotbal. În fața lui Antochi, unde era de nedescris, s-a făcut teren de fotbal. În partea lui domnul Apostol aici, porțiunea lui Adi, erau mormane. Uitați-vă acum, râul este regularizat. Mai e o grămăjoare de crengi într-o parte unde s-a curățat salcea spre Bohor și o parte spre domnul Apostol. Este curat, perfect. Poți să pui și flori. Avem zona de la Bârca, în capătul Bâlcii, unde se punea gunoaie pe arinul ăla, am pus undeva acolo gunoaie. Nu mai e o gunoaie. S-au trecut dincolo de Părâu, e adevărat ce spune. Dincolo de Părâu s-a făcut o oază acolo de mizerie. Prin aducerea oamenilor. Până la urmă trebuie să fixăm o platformă. Majoritatea e gunoaie de glas de acolo. Bun. Am făcut în capătul la Neaghiță Oancea, toată zona aia e curățată toată. La Tantineta Lungoci, anul ăsta n-am intrat, dar anul trecut am făcut curățenie pe zona asta. Am stat cu cei la Tămășoaia, cred că n-a fost zonă în care să nu intru să fac curățenie. La Tămășoaia aceeași treabă, am luat-o de la, că au venit mașina aici, cu siguranță nu s-a adus de noi. Le-a adus cineva cu o mașină mare și le-a depozitat, a intrat de la Adjud, a venit, a intrat și le-a depozitat de acolo. Eu vreau să spun că toată luna martie și aprilie vom face curățenie, vom vărui, vom grebla, vom repara gardul, vom vopsi și vom avea cea mai frumoasă comună pe Valea Turcului. Să vă spun, din februarie și din ianuarie, cu siguranță vom avea cea mai frumoasă comună pe Valea Turcului, vă spun eu. Și cu instituții publice puse la punct și așa mai departe. Dar dacă tot dumneavoastră v-ați ferit și a spus cei 416. Eu am aici și n-am omis pe nimeni. Doamne, fetele de la compartimentul social, doamna Ilenie Secea, doamna Sărini Sembilo. Este paza bunurilor, pe legea 333 pe 2003. Și aici, eu vă dau dumneavoastră, când terminăm ședința, aveți Coțofănești, Bulta, Bulșanu și subliniați, dacă nu aveți curajul, cei care beneficiați de ajutor social, că nu este omis niciunul legea, care primește ajutor social și nu vine la treabă. Pentru că i-am programat. Pe zile. De exemplu, azi de la Borșan, știți pe ce ne-am la treabă? Îl am pe Bălțatul Ion și pe Contofan Furi. Este pe drumul la gata. De la Tămășoaia trebuia să vină 4. Nu au venit de suspend dosarele, nu au venit de astăzi. 4. Dar uitați-vă, am programare, au semnat, sunt științați. Deci, luați-l, studiați-l și spuneți. Dar eu am să vă spun o chestiune dumneavoastră. Pentru că eu sunt obișnuit să nu mă dau pe cireș.
Dumneavoastră, ca și consilier, sunteți de prin 92, dacă nu mă înșel. Greșesc? Nu, cu o pauză. 96. 96, dar a fost 96. Și înainte dânsul. Domnul, dumneavoastră dețineți... 96, 98, nu-ți dețineți două imobile, sau sunteți comoștenitor la două imobile, la Boșan. Din 90, din 96, de când sunt eu viceprimar, 2000, și din 2000, de când sunt primar, aveți o grămadă de bolovani în fața acelei de-a două locuințe, pe partea stângă, cum te intri în Boșan, pentru grădin, sau pe dreapta, cum te întorci. Nu-i față față, pe care nu i-ați luat nici acum. N-ați făcut în viața dumneavoastră, nu mai sunt, n-ați făcut în viața dumneavoastră 2 metri de șanță în fața proprietății dumneavoastră. Domnule, stați un pic, v-am lăsat și nu v-am întrebat. Domnule, dacă venim să dăm lecții de educație, de civism oamenilor comune pe care îi reprezentăm, domnule, fiți dumneavoastră drept, domnule, sau cel puțin treceți din mine. Eu așa aș fi făcut. Dumneavoastră ați avut bolovanii aia ani de zile și v-am rugat. Și mai sunt exemple aici, în care își țin utilajele agricole, în care... Băi, eu nu vreau să dau cu bani. Eu am zis că înțelegem lucrurile și dumneavoastră nu trebuie să dați lecții de civism. Nu mie, și nici oamenilor, că nu o să-i luați, domnule. Nu o să-i luați. Îi spuneți dumneavoastră dacă ați făcut 2 metri de șanță în fața proprietății. Da. Când ați făcut? Am. Acum. Am făcut anul trecut și urmează să aveți anul trecut. Domnul, da. Vreți să ne urcăm în mașină să mergem la dumneavoastră președință? Da. Să vă fac de rând. Da, domnule, da. Haideți. Chiar vreau să filmez. Dacă tot mergem așa cu chestii din astea. Păi nu, dar eu merg direct în gama tare. Că e unul care primește, care nu primește, care nu face treabă, care nu face treabă. Eu spun direct ce face. Ați văzut că am discutat foarte clar. Am adunat toate resturile. N-ați adunat nimic. Eu trec de 3 ori pe zi pe drumul care îl luam. Ați de propagandă pentru curățenie, nu pentru... Nu se face propagandă, nu. Nu se face propagandă, domnule. Se dau exemple. Adunează la filmat, să mergem și domnul Plop. Nu se face propagandă, se dau exemple. Iar dumneavoastră nu sunteți un exemplu de urmat. Dar sunt un exemplu foarte... Nu sunteți un exemplu de urmat. Da, la dați sfaturi, da, dar în rest nu. Păi da, domnule, dar să știți că eu... Eu n-am vrut să vă spun lucrul ăsta, dar m-ați... Am discutat foarte frumos și elegant. Mi-a spus, domnule, hai să căutăm să ne civilizăm. Bun, asta am priceput, acolo vă pricep. Domnul viceprimar, ați fost în zona la Băștic, acolo, să vedeți ce foc arde infecție. La Băștic, acolo, așa, de la dealul pe jur. Să vedeți ce e acolo, așa. Nici nu vă puteți închipui. Da, domnule, eu recunosc că așa este. Dar ne-ați recunoscut și dumneavoastră. Acolo, să intervenim și o să facem treabă. Uitați cum facem, dacă tot suntem în zona... Facem așa, dacă eu mă duc cu primarul acolo, toată ziua. Mergem și consiliul local și luăm într-o zi o greblă și facem curățenie. Credeți că noi nu vrem să facem, nu putem să ne împărțim. Suntem doi oameni și cu doi polițiști locali și nu putem să ne împărțim, să păzim totul. Dar acolo o să fie curățenie în cel mult două săptămâni. Pentru că acum e problema, acum o să faci. În două săptămâni o să fie ok. Care dețin în față Petriș sau de Alopan și utilaj. Da, și spuți, da, așa este. Dați un exemplu și de utilajul care am. De utilajul? Păi uite, vreau să spun, uite, supra domnul viceprimar și dumneavoastră are utilaj bratai pe da. În fața poliției. Nu mai am. Promică grădina. Haideți, vreți să vă mai spun. Eu nu mai am. Nu aveți, uitați că nu mai am. Vă rog frumos. Să spuneți, am avut acum. Domnul viceprimar, discutăm organizat. Da. Gata. Vă rog frumos, vă atrag atenția foarte serios. Aveți obligația de a-i da un răspuns la persoanele juridice cu gunoiul. Domnul Plop, gata. Așa, și acum cu gunoiul. Cu gunoiul, aveți ați răspuns. Gata. Sper că nu v-ați supărat, e bine ca să mergem pe exemple concrete. În ceea ce privește cu gunoiul, persoane juridice. La persoane fizice, peste tot este același contract, da. Este 3,70 de RON pe persoană. Am căutat ca acolo, și noi o să venim, dacă o să vedeți și a studiat ordinea de zi, o să vedeți că venim cu scutiri la anumite persoane care să nu plătească. Iar în ceea ce privește agenții economice, adevărat, s-a ținut o ședință la Direcția Agricolă. La început, cei de la Romprest au venit un preț foarte mare de 15 milioane bani vechi pe an pentru societăți și agenții economici. Noi, ca și primari, am fost primul care am luat atitudine, cel puțin aici, și am spus că nu este posibil așa, pentru că agenții economici nu sunt de însemnătate deosebită ca și ca cifră de afaceri. Și am zis că nu se poate, că altfel vom închide toate prăvălioarele astea, toate magazinele. Bun. Și am zis da. După care s-au revenit și au zis că nu, 12 milioane. Iar am spus că este mult. După care s-au revenit și au zis nu, 650 de mii pe lună pentru o jumătate de metru cub. Nu stă nimeni să-l cubezi acum. Acum, astăzi, dacă se lecturează iar, e
va trebui să aprobăm contractul cadru. Iar eu vă spun dumneavoastră că a rămas la 750.000 pe lună. 7.800.000 pe an pentru agenții economici. Dacă nu sunteți de acord, nu votăm. E la punctul 12. Exact. Deci rețineți, nu votăm, ne oprim. E la punctul 12. Nu votăm. Deci nu ne obligă nimeni da. Să votăm. Da, domnul Crim. Și dăm hotărârea reală. Da, că... Da. E la virgulă, punctul... Consiliul Local a respins propunerea... E la punctul 12, domnul. ...adisului, că adisul se ocupă da. De Bacău, adisul se ocupă de... Și nicio problemă. Și ei vor lua și ori mai... Ori să mai studieze și o să mai... La punctul 12 avem acest subiect. Așa. Și avem și unei... Avem unei... Scutim oameni care să nu plătească, vorbesc la persoane fizice. Scutim oameni care să nu plătească cu noi, pentru că... Și acolo unei... În casă are 10 oameni, ci buiți-vă că ar trebui să plătească, exact. Să plătească vreo 5 milioane pe an. Doamne, am trecut la 5 persoane. Vă rog. Am redus. De la 5 în sus n-am mai prins. Am căutat să le fie bine oamenilor. Acum nu pot să spun că în fiecare casă sunt numai câte un om, doi, că chiar da. E bătaie de joc, știi? Vă pun spre aprobarea domnului. Da, vă ascult, spuneți. Astea care sunt plecați, plătesc sau nu plătesc? Nu. Care sunt plecați de cum o cerere. Pe perioada cât sunt de cald. Asta vă spun despre. Dacă pleacă, exact ca la întreținerea la bloc. Ai plecat de pui la administratorul cerere și bă, luna aia reducem. Da, dacă pleci numai două săptămâni, trei săptămâni... Nu, care sunt plecat pe perioada mai lungă, pe câteva luni, un an, da. Veniți de puniți o cerere, spune, doamne, eu în perioada de sunt plecat în cerere. Cum e băiatul meu, cum e Mihăiță. Dar nu l-am prins, atenție. Nu e prins băiatul. Da. Din start nu i-am prins. Nu, de asta vreau ca să... Nu, mai știm care este. Ca și din start nu i-am prins. Am prins ca număr de persoane, le-am spus, minus 1. Plecat în străinătate, lucrează în străinătate. Dar ar fi nepur ca să luăm bani la un om pentru un serviciu care nu se prestează. Da. Vă supun spre aprobarea dumneavoastră. Eu vreau să mă evit. Vă ascult. O problemă. Că știți că sumele astea cred că sunt valabile și pentru școli, nu? Ce? Da, sunt, da, și pentru primărie. Tot ce înseamnă agent economic și instituție exact. Publică. De asta și vă spun cu ce a spus înainte. Mașinile de gunoi, bine că mi-ați readus aminte. Exact. Mașinile de gunoi intră pe toate ulicioarele, inclusiv până la Lidii, Sar, până la Fântână, la Fănica. Intră, acolo unde nu poate intra, avem un polițist local și doi oameni de la salubritate. Se duc băieții pe jos, iau pomeronul sau pubela, îl golește și o duce înapoi omului în fața. Porții. Dar se intre peste tot, inclusiv peste linie, la cele trei familii, mai puțin la cele două familii care se încânt. Ce am zis, domnule, dacă le fac contract, e o vreme proastă, o să fie nămoală, nu poate intra. Vine iarna, nu poate intra acolo, la cele două gospodării, la Mănăilă și la atât, cele două sunt scutite. În rest, toată lumea. Acum, ca să mai punem, să facem acele țarcuri, să adune gunoi, facem o țigănie, nu este nimic. Mașina intră peste tot, inclusiv în Dallas, inclusiv în cartierul de rom, care și-au făcut contracte și-au plătit pentru că au ajutorii sociale și-au plătit, până în capătul cartierilor rom și înapoi. Și de multe ori ieșim pe partea elaltă și ieșim la Petrica. Ajungem până la Petrica, până la Nelu Petrica, nu rămâne nicio gospodărie în care să aibă contract și să nu meargă. Și dacă nu are contract, se duce. Că omul vrea, nu vrea, gunoiul va trebui să-l plătească. Pentru că în programul nostru de calculatoare, prima dată când vine cetățeanul, așa suntem prinși la programul ăla de la Consiliul Județean, dacă vă aduceți aminte, așa, calculatoarele noastre sunt cele de la agentul agricol, de la investiții, de la taxe și impozite, sunt conectate la programul, la un program la Consiliul Județean. Deci primul lucru când vine în acest program cetățeanul, nu poate să-și plătească nici mașina, nici terenul, nici casa, până nu-și plătește amenzile și gunoiul. Deci și dacă vreau eu, operatorul, funcționarul din fața calculatorului, nu pot, nu-mi dă voie calculatorul. Și acum orice chitanță, nu mai dăm chitanță de mână, din calculator. Și nu-ți dă voie. Deci și dacă vreau eu să nu plătească gunoi. De asta vă spuneam, că dă gunoi, că nu dă gunoi, banii pentru gunoi se vor lua. Și se vor lua nu de când vrea el să... De la 1 ianuarie 2016. Eu am spus-o dinainte și trebuie înțeles. Da. Mulțumim, domnul primar. Supun spre aprobarea dumneavoastră proiectul de hotărâre a programului. Cine este pentru? S-abține cineva? E împotrivă cineva? Vă atenționez că la punctul 12 urmează același subiect. Deci a făcut discuția, trecem atunci peste... Domnul primar, propun ca la următorul să dea citire domnul secretar, da. Vorba de statul de funcții. Da, statul de funcții. E foarte bine. Da, raport la proiectul de hotărâre privind aprobarea. Mi se pare corect. Poftiți. Raport la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcție la parte din specialitatea primarului Comunei Cotroveni, județul Bacău.
Senatul Manea Vasile, secretarul Comunii Coțofănești, județul Bacău, având în vedere prevederile articolul 107, alineatul 1, 112, alineatul 1, din legea numărul 188-1999, privind statutul funcționarilor publici republicate cu modificări și completări ulterioare, precizez următoarele. La recensământ populației și locuinților din anul 2011, Comuna Coțofănești avea un număr de 3.079 locuitori. E vorba de populația activă. Existentă, nu cea legală. Da. Populația legală este mai mare pentru că mai sunt 200 plecați pe străinătate. În adresa numărul 6525-07-04-2014, instituția prefectului județului Bacău comunică un număr maxim de 28 de posturi în aparatul de specialitate al primarului. În prezent, statul de funcție în aparatul de specialitate al primarului este aprobat prin HCN numărul 32 din 29-08-2013 în baza avizului Agenției Funcționarilor Publici Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Față de acest stat de funcție, prin prezentul proiect de hotărâre se intenționează următoarele modificări. În cazul Biroului Juridic, Asistență Socială, Stare Civilă, Secretariat Administrativ, se propune desființarea postului vacant de funcționar public referent asistent și înlocuirea cu un post contractual de șofer necesar pentru cel de-al doilea microbus școlar. În cazul compartimentului agricol și cadastru funcțional se propune înființarea încă unui post de consilier superior funcție publică pentru încadrarea unui specialist în cadastru și geodezie. Mi s-a transmis de la Prefectura Bacău, Comisia Județeană de Aplicare a Legilor Fondului Funciar, că trebuie să încadrăm și un asemenea specialist. Nu știu unde îl vom găsi. În afară de aceasta, se propune transformarea postului de consilier vacantat în urma ieșirii la pensie de invaliditate a doamnei Benea Liliana în consilier treapta 1, funcție contractuală, în vederea ocupării. La compartimentul poliției locale, în urma aprobării instituției prefectului Bacău, s-au adăugat încă un post de poliție local, total 4. S-a inserat în nouă stadii de funcție și promovări în grad din ultimii 3. Având în vedere cele mai sus arătate, proiectul de hotărâre poate fi supus de eliberare Consiliul Local în urma avizului conform al ANFP. Hotărâre, nu mai spun motivație. Se aprobă organigrama a partidului specialitate al primarului Comunii Coțofănești conform anexei numărul 1 și face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă statul de funcție a partidului de specialitate al primarului Comunii Coțofănești conform anexei numărul 2 și face parte integrată din prezenta dispoziție, documentul hotărâre. Cu data prezentă se aprobă votarea Consiliului Local Comunal numărul 32 din 29-08-2013. Până la secretarul comunei, prezenta hotărârii se va comunica instituției prefectului, primarului comunei, compartimentul de specialitate din cadrul Consiliului Local. Și va fi publicată pe afișarea sede de Consiliul Local. Acum statul de funcție. Proiectul. Deci avem demnitari, primar, Olariu Viorel, viceprimar, Vasile Benone, la compartimentul de audit. E un post vacant, auditor superior, superior. De asta noi l-avem mai demult, dar nu l-am ocupat niciodată. Nu. Secretar Manea Vasile, subsemnatul, compartimentul urbanism și amenajare teritoriului și protecția mediului, consilier Uleru Elena, birou financiar contabil, integrare europeană, strategie de dezvoltare. Șef birou vacant, Iacomi Iulia, deține cu delegație doamna Iacomi, Iacomi Iulia consilier, Toni Petronia consilier, Apostol Mihaela consilier, Antochia Dina consilier și mai avem un consilier debutant vacant. La birou. Birou juridic, asistență socială, stare civilă, secretariat administrativ. Șef birou vacant, un deține cu delegație doamna Savin, Savin Tatiana, un post de consilier juridic debutant vacant, a Elenei Liliana, consilier superior, consilier principal, și un post vacant de șofer, care am spus, pentru microbuzul, care e al doilea microbuz, Dumitru Daniela, femeie de serviciu, guard, în același birou. Compartimentul agricol și cadastru funciar, doamna Moise Veta, consilier, vacant postul doamna Benea, care l-am transformat la contractual, consilier superior, de studii superioare. Compartimentul protecției civile, Miftodie Petre, consilier superior. Compartimentul poliției locale, Plop Sebastian, consilier principal.
Dito Vasile, polițist local, Popescu Liviu, polițist local, guardii, n-au nicio să duce, nu poate fi decât paznici. Butu Ioan Dănuț, polițist local, doar. Bibliotecă comunală, Mocanu Carmen, bibliotecar, treapta 1-a, studii superioare. Mai este un post de consilier primar, vacant. Total 27 de posturi, dintre care funcții publice 7, total funcții publice de execuție 14, funcții de conducere 3, și atât. Da. Da. Dacă cineva vrea să discute, are probleme. Eu vreau să spun că vă ascult, domnul primar, poftiți. Ce să spun? Ce vreau să spun? Această organigramă, după cum vedeți, noi ar trebui să avem 27 de oameni angajați. Din 27, nu avem decât 18. Pentru că doamna Benea s-a pensionat medical. Deci, vedeți, de la 19, să zicem că avem 19 și cu Benea, la 18. De la 18 până la 9 mai sunt 9 posturi, până la 27 mai sunt 9 posturi. Am căutat în așa fel, încât și așa, eu nu vreau să stric imaginea primăriei, și așa se spune că la primărie acolo se lovesc fond în fund, că nu fac, că nu drec, că nu știu ce. Volumul de activitate este foarte mare, mai ales la o primărie care are în derulare investiții. Oameni buni acolo, unde sunt investiții, nu te joci. Dacă vreți să mergeți la doamna Manuela să vedeți care, fata care se ocupă de investiții, să vedeți ce dita mai dosarele la investițiile de asfalt, de apă, de școală, de grădiniță, de parc, de mai departe. E un volum de muncă și implicit volumul de muncă este pentru toată lumea. Având investiții, toată lumea trebuie să fie angrenată. Contabilul, urbanistul, cei de la, taxe și impozite și așa mai departe. Volumul de muncă este foarte mare, dar am căutat să, să ne facem treaba cu oamenii, cu acești oameni, cu 18 oameni, cu 19 dacă ar fost și fata asta. Celelalte posturi, nu că nu sunt necesare, sunt foarte necesare, dar nu ne-am grăbit să angajăm, pentru că, în primul rând, aveam probleme și cu bugetul, cu banii, și în al doilea rând, pentru că am considerat că putem să acoperim. Da, va veni timpul, că va fi Olaru, că va fi Ionescu Popescu, când va trebui acoperite și aceste posturi. De un jurist consult, va trebui acoperit postul pentru un conșofer, pentru microbuzul pe care îl avem, de acel cadastrist, sau cum se numește, pe zona de agricultură, și așa mai departe. Deci va trebui să, venim cu, oameni care să poată acoperi toate problemele. Vreau să vă spun, deci noi funcționăm cu 9 oameni mai puțin. 8, hai să zicem că pe celălalt scoatem la concurs și o să angajăm de pe jur. Pe la... Acum, de exemplu, registrul agricol lucrează cu el doamna operator de rol, doamna Antoche, și doamna ingineră. Deci, acum, dacă vreau eu ca primar să trag pe cineva de bârneț, că aia nici nu știu pe cine să trag de bârneț, că una o să zică, păi n-am făcut eu, cealaltă o să zică, fetele au curajul răspundere și o să spună cine a făcut, dar când ai un om care lucrează la și registrul agricol, este foarte pretențios, este oglinda unei comunități, unei localități. Pentru că acolo, poziție de rol, cu casă, cu anexe, cu pomi, cu animale și așa mai departe, număr de persoane. Deci, registrul agricol este oglinda unei primării, unei localități. Nu te poți juca cu chestiunea asta. Și de asta vă spun că noi funcționăm în minus cu 8 oameni, hai să zicem. Domnul primar, noi funcționăm cu numărul ăsta de posturi vacante de an bun. De an bun, bun. Deci, cu 7 ani și cu 8 ani este aceeași situație. Dar ce vă rog și vă propun dumneavoastră și Consiliul Local, urgent să ocupi locul lui Benea. Este neapărat nevoie, pentru că, așa cum spuneți, este oglinda acestei comuni și vorba că sunt probleme foarte mari. Mai ales acum cu apea, că vin oamenii la complexitățile la apea. Și durează, și la apea este o nebuneală ce n-a fost niciodată până în 2016 asta. Și postul de șofer. Știm că la Borșan s-a închis școala. Trebuie un post de șofer cu microbuzul 2 să ne-l ținem închis. Sau pe unul care din ele să angajăm astea. Iar mai am o propunere care am mai avut-o și altă dată. Posturile astea vacante, posturile care sunt ocupate cu delegații, domnul secretar, legiferați-le, scoateți-le la concurs. De ce să fie ocupate cu delegații? Mâine, poi mâine, să... o secundă.
mâine, poi mâine va fi o nebuneală că tot au de reorganizarea sistemului administrativ, nu știu ce. Scoate-le la concurs. Ele sunt ocupate, dar sunt ocupate cu delegații. Bagă-le în concurs, scoate-le, ocupă-le legal și gata. Da. Poftiți, domnul Lungu. Și cadastrița da, eu... Da, eu am zis, eu de inginerul cadastrița. Da, de asta am vorbit. Doamne, e o problemă crâncenă. Da. Toate actele, de jumate din actele de proprietate, titlurile de proprietate, sunt greșite. Sunt greșite. Ce să mai? Asta este o realitate. Dar după câte știu, după câte știu, și știu bine ce vă afirm, va începe cadastrarea mai multor localități din zona noastră. Care va fi gratuită, domnul primar, după câte știu. Este un program european. Un program european. Și noi suntem. Poate da Dumnezeu și dacă ne prinde asta, pe urmă se legiferează toată treaba. Dacă nu mai sunt probleme, supun spre aprobarea dumneavoastră ceea ce am vorbit. Cine este pentru? Cine este împotrivă? S-a abținut cineva, doamnă? În unanimitate, acest proiect a fost. Este vorba de doamna Zara, am plinit 100 de ani și am plinit 100 de ani și vrea să propune o sumă de bani în scopul ăsta. Domnul secretar. Nu, e la mine. Da, dumneavoastră, poftiți. Expunere de motive la proiectul de ordine privind acordarea unui premiu în sumă de 800 de lei, adică 8 milioane, doamnei Zare Niculina, cu ocazia împlinirii vârstei de 100 de ani, la data de 1.04.2016. Nu e păcăleală, între april, femeia chiar împlinește 100 de ani. Da, aici domnul consilier, vă aduc la cunoștință în statul Borșan, Comuna Cotroșănești, există o persoană care va împlini venerabilă vârstă de 100 de ani, pe data de 1 aprilie 2016. În proiectul de hotărâre în fața am propus să acorde acestea un premiu de 800 de lei, așa cum majoritatea consiliilor locale din țară o fac de câțiva ani, care cunoștință pentru venerabili cetățeni. Totodată îi se va acorda și o diplomă de onoare, ce va fi, merge să vină pe biroul diploma, aici făcută, pus acolo, lângă calculator, la monitor acolo. Îi se va acorda și o diplomă de onoare, ce va fi înmânată de subsemnatul. Având în vedere cele mai sus acordate, supun dezbaterii și delegările dumneavoastră proiectul de hotărâre privind proiectul de, cu rugăminte de a fi aprobat astăzi, 18 martie 2016. Acum eu să mă uit dacă nu are domnul secretar ceva în completare. Aici ce vreau să vă spun? Vreau să vă spun următorul lucru, că premiul ăsta de 800 de lei, de fapt va fi 500 de lei și am să vă spun și de ce. Asta este o care un arâmăm, o vârstă de 100 de ani. Este o onoare și o cinste pentru mine și cred că și pentru dumneavoastră atât să mai sentiment cu mine ca să ai să mergi la sărbătorirea unui centenar a unei persoane, este un moment deosebit. Cel puțin de când sunt primar și viceprimar n-am mai prins nicio ocazie de acest gen. A mai fost o singură femeie, bănuiesc acolo e longevitatea mai mare pe fundul satului Borșan, ungureanul pe Ana, care a trăit 98 de ani. Mai avea 2 ani și făcea 100 de ani. Vecina e, peste drum. Ne mutăm pe fundul satului. Așa? Și la femeia asta am fost acum cu fetele la compartimentul social, acum 2 săptămâni, au venit cei de la veterani de război, i-au adus un buchet de flori și am zis, vreau să vă spun că este conștientă. Nici nu știa că ne ducem. Nu știa. Ne-am dus în... o vizită inoportună, așa. Și ne-am dus acolo, că au vrut dumnealor să meargă cu un buchet de flori. Femeia foarte bine îngrijită, are cele două fete, fata care a venit din Germania, cu fatele acasă, curățenie, căldură, vreau să spun că și-au făcut o gospodărie acolo, fata a venit în Germania, parcă zici că e în Dallas, Jung, foarte frumos, bătrâna îmbrăcată, curat, conștientă, a ieșit până în curte după mine, după noi, adică nu după mine, în de care noi i-am propus, dacă au deosebită plăcere, că am înțeles că le face o zi mai deosebită la 100 de ani, vă închipuiți, să fim și noi printre ei. Noi nu o să deranjăm foarte mult și am propus și televiziunea, vorbește domnul Ungureanu. N-am primit un răspuns dacă sunt de acord. Pentru câteva clipe acolo. Acum vreau să primez răspunsul, că nici nu vreau să deranjez. Dacă o să fie de acord cu televiziunea, vreau să delegați și un domn din partea Consiliului Local, 1-2 oameni, la primărie o să meargă primarul, viceprimarul, dar până atunci mai e, că nu e duminica asta, e duminica cealaltă, am înțeles. Nici nu știu să vă spun programul exact, să delegați unul, mergem acolo 4-5 oameni, îi ducem acolo. Și din ăștia, de-am spus, 8 milioane vor fi 5 milioane, nu vă spun de ce. Că am făcut această diplomă, pe lângă ea, trebuie să o și înrămesc, că nu mă duc cu ea chiar așa, o ramă finuță,
După care vreau să iau un coș de flori mare, care tot din banii ăsta trebuie să iau un coș de flori mare, pe aia să iau și o cutie de bomboane, o ciocolată plăcută, știu, să pun acolo un lichior bun. Adică cu 3 milioane să pot să mă... Un coș mai mare de flori mă pot trebui. Deci, vor fi ca să nu auzi, a promis primarul că e 2 milioane și a dat numai 5 milioane. 5 milioane dăm, dar în care 3 milioane cheltuim cu celelalte lucruri. Și de asta vă spun, o să țin legătura și o să meargă... Domnul primar, eu vin cu o propunere la care am să cer... Nu știu ora, nu știu nimic, nu știu să vă spun. În care am să cer aprobarea Consiliului Local ca această sumă să fie majorată la 10 milioane de lei. Mi se pare că îi dăm 5 milioane, chiar nu-i nimic. Nu cred că are, femeia nu cred că are nevoie de bani pentru care să facem bani. Atenție, domnule, dar acum am scos bani. Dar mai puteți scoate 2 milioane, că domnul Iosotu. Nu știu, dar să știi ce pensie are. Chiar, exact. 1.100.000. Are, asta e venitul ei? 110. 110. Acum să gândești la bunul. Poftie? Nu, așteptați, că vine imediat. Vine imediat. Nu, vine imediat capitolul ăsta, de ce asta n-al discutăm. Da, este doar o propunere și dumneavoastră să ne mai gândim, vorbim cu doamna contabilă. Da. Trebuia sub... acționat mai de mult și găsit o modalitate care chiar și dat-o mult mai bine. Băi, oameni buni, noi nu vreau să-l strimim. E chestie simbolică acolo, că are spădacă, are condiții, are bani, are... Vă spune spre aprobarea dumneavoastră acest proiect de hotărâri. Cine este pentru? Cine este? Este cineva împotrivă? Să abține? Mulțumesc, doamnă, în unanimitate. Păi unde în unanimitate? Că Sorin n-a votat. Că Sorin n-a votat. Păi nu, că e luat-o repede și vreau să întreb problema cum rămâne. Cu 10 milioane să o ridicăm la 10 milioane. Nu, aveam la cei 8 milioane. Femeia are o situație materială bună, are fete bune, e o chestie simbolică. Și așa mă gândesc să nu-ți consideri că i-am luat peste... Da, s-ar putea, are dreptate. Trecem la proiect, la 8, proiectul de hotărâri. Privind scutirea, acum ați văzut, scutirea de la plata taxelor de salubritate a persoanelor cu handicap de gradul 1-2 și a veteranilor și văduvilor de război. Cred că aici ar fi trebuit și gradul 3. Că avem și de gradul 3 suficient și gradul 2 și 3 se joacă în comisiile astea cum se joacă bambilice, știi? Ești frumos, te mai lasă, ești urât, îți dă sau îți ia. De asta aș fi vrut să prindem și gradul 3, o secundă, domnul Cloc, să prindem și gradul 3, pentru că 2 cu 3, o 2 luni așa, o 3 luni așa, că îi cheamă la 6 luni la verificare. Deci aici trebuie să avem în vedere lucrul ăsta. Nu prea să practică în legislație asta și nici în gradul 3. Eu nu prea să practic, să mă gândesc să nu ne... Bine, dacă dumneavoastră considerați că e prevăzut în legislație... Îi dau un 500 de mii acolo, să consideră că eu... La gradul 2 de 3 milioane, la gradul... Nu, 2 milioane 300, la gradul 3 îi dă 23 de lei, 24 de lei, nu îi dă nimic. Nu dă nimic. Cu handicapul ușor. La gradul 3 de... Mai să nu faceți o confuzie pensionare de gradul 2 cu pensionare de gradul 3. Să nu confundăm lucrul ăsta. Este vorba de handicap aici. Deci nu amestecați pensionari de gradul 1-2 cu handicap de gradul 1-2. Este lege diferită total. Da. Poftiți, domnule. Dacă avem o evidență ce lucru. Referați, Sfântul Antochia Ghina, în aparatul fiscal al Consiliului Local, consilieră în aparatul fiscal al Consiliului Local Cotovărești, valoarea cunoștinței următoare. Potrivit codului fiscal 225/2015, titlul 9, roman, capitolul 10, articolul 484 și articolul 485, codului procedurii fiscale 207/2015, consiliile locale pot acorda scutiri sau reduceri la plata unor taxe speciale instituite conform legii, de aceea se propune spre aprobare Consiliul Local Cotovănești scutirile la plata taxe salubritate a veteranilor de război, a văduvilor veteranilor de război, a văduvilor necăsătorite ale... Atenție că sunt văduve căsătorite. Care sau cred căsătorite. Atunci nu mai Căsătorite. Și a văduvilor necăsătorite ale veteranilor de război, persoanelor cu handicap grav sau accentuat, gradul 1 și 2, reprezentanții legali ai minorilor cu handicap. Adică sunt minori cu handicap în care au un reprezentant legal. Fie da, mama, soțitoare. De regulă. Sau bunica. Sau s-au accentuat, așa, în cadrul de invaliditate, ce fac dovada cazului pentru scutire cu acte doveditoare. Adică
Noi acum, în urma hotărârii Consiliului Local, că nu puteam să punem înainte, noi le-am spus deja că eram sigur că dumneavoastră nu se vă opuneți, cu siguranță nu se vă opuneți. Noi o să afișăm și o să și anunțăm pe o parte din ei care știm să vină să depună copie după certificatul de grad, să pună pensia care are și pe baza aceea unei cereri pe care o facem noi tip să fie scutiți de la plata taxei de salubrizare. Acum, în ceea ce privește propunerea domnului președinte, domnului Ghebuș, sincer să fiu, n-am evidența celor cu gradul 3. Nu știu cine sunt cu gradul 3. Nici nu știu, n-am văzut certificat de gradul 3. Sincer, n-am văzut. Ba, avem în comună foarte mult. Da, bănuiesc că da. Foarte mult. Dacă, puneți și gradul 3, n-am nicio problemă, dar tot în urma unii cereri au solicitat să vină. Domnul secretar. Și dacă legea ne permite, exact. Domnul secretar, până la următoarea ședință aveți obligația să prezentați Consiliului Local dacă gradul 3 poate fi introdus. Băi, vorba de codul fiscal nou, la care eu n-l stăpânesc. Deci, după ce dumneavoastră decideți... Deci, n-l stăpânesc. Spune că Consiliul Local poate acorda... Supun spre aprobarea dumneavoastră proiectul de hotărâri și de aprobare a scutirii taxelor și impozite pentru gradul 1, gradul 2, văduvilor de război, ca veteranilor de război. Cine este? Pentru în stil legal, în conformitate... Și văduvii de revoluție. Vroiam să vin... Doamna Ciurea. Vroiam să vin și eu cu copia. Am la revoluție, domnul Ciurea? Da, are de la, nu? Da, dar am murit la revoluție, am ieșit. Vroiam să vin și eu cu copia. Da, vă ascult. Îi văd, nu voi. O secundă. Problema este, adică, de exemplu, dacă mergem cu handicap de grad 1 și 2, și veteran și văduve de război, eu aș fi vrut să fie trecută și doamna Zară. Da, e veterană de război. Okay. Mai de asta mai avem foarte puțin în comun. Și trebuie respectat. Trebuie respectat. Deci rămâne în dezbatere propunerea domnului Ghebuș Jean cu urmașii, nu Ciurea. Noi nu dăm nume. Nu dăm nume aici, pe Ciurea, pe Bulă, pe Jean, pe Ghebuș. Dacă aceste se încadrează aceste văduvi de la revoluție. Nu cunosc, iar am spus, nu cunosc codul fiscal nou. Îl cunosc în mare, nu l-am studiat. Domnul secretar. E în legea, în decretul privind privind martirii revoluției și cei care au participat la revoluție, e legislație care permite scutirea de impozite și taxe locale. Propun adăugarea în baza cuvintelor puse de domnul secretar, propun adăugarea în proiectul de hotărâri a acestei teme propusă de dumneavoastră. Cine este pentru? Atunci supun spre aprobare proiectul de hotărâri cu completarea acestui capitol, respectiv a văduvilor de revoluție, care fac dovadă cu atestat, cu acte în regulă. Supun spre aprobarea dumneavoastră. Cine este pentru? La Asociația Revoluționară. Are un carnet, domnul secretar. Are. Beneficiașul de un hectar de teren, dar cred că nu l-a cerut, l-a avut, are? Da, cred că nu l-a cerut. Doamna, în unanimitate, au trecut cu propunere. Vă rog să precizați propunerea, domnului Ghebuș. Trecem la capitolul 9. Și aici avem un proiect de hotărâri privind aprobarea cotei de majorare a impozitelor pe clădiri neîngrijite, abandonate în termen popular. Poftiți, domnul primar. Așa, referat, subționatul Antochia Dina, consilier în aparatul fiscal al Consiliului Local Cotovănești, vă rog la cunoștință următoarele. Potrivit codului fiscal 225/2015, titlul 9 român, capitolul 10, articolul 489, alinea 45, din codul procedură fiscală 207/2015, pe terenurile agricole nelucrate, situate în extravila, timp de 2 ani consecutiv, adică nelucrate 2 ani, clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan, începând cu al treilea an, Consiliul Local poate majora impozitul cu până la 500%. Dom'le, așa prevede codul fiscal, așa, nu scoase de la noi. Deci noi acest ținând proiect... cont de faptul că există terenul în extravilan, la categorii de folosință, arabe, vii, livezi, fânețe, vă spun livada la Borșan. Da. Vă dau primul exemplu. Și acolo i-am vin pe toți, da, pe listare. Și avem și pe... Sau la casă Mitică Stroiu. Bine, de care o știți, da. Așa, exact. Și mai sunt. Eu și Elena.
Mai sunt. Mai aici facem față cu neanii cu Matei. Da, da, da. Da, da, da. La Bretilian. Așa. Bine, în sfârșit, haideți că. Așa. Liveți, spuneți pe care proprietarii... Vă rog frumos, domnul Maga, domnul... Pe care moștenitor sau deținător din diferite motive bine întemeiate, inundați, împădurire, teren fără randament productiv, furturi și alte motive, au fost muncite și apoi abandonate pentru multe dintre aceste terenuri, impozitul fiind în neposibilitatea încasării, pentru că proprietarii sunt decedați, iar moștenitorii sunt necunoscuți de noi sau neinteresați de aceste terenuri. Fiind actualmente roluri, problemă cur în rămășiță, propun spre aprobare Consiliului Local cotă de 100%. Adică mărirea cu 100%, nu cu 500%, că spune codul fiscal. Da, până la, zice, până la. Da, până la, normal. Plaja e de la 0 până la 50%. Referitor la clădirile și terenurile din Litravilan, haideți, în stare avariată de degradare, stare de paragină, insalubre, neîntreținute, neîngrijite, sunt acele situații pentru care proprietarii sunt decedați, iar moștenitorii sunt necunoscuți de noi sau neinteresați de moștenitori. De moștenire, cazul a caselor nelocuite, iar impozitul fiind în imposibilitatea încasării, neavând ca ce persoane să fie trase la răspundere, propun spre aprobare Consiliul Local cota tot de 100%. Adică și la terenuri, și la locuințe și terenuri. Acum, dacă vrem noi, că nu vrem, ca să nu le luăm deloc, nu putem, că codul fiscal ne obligă. Ne obligă până la 500%. Acum, închipuiți-vă că nouă deja ne mai legăm o piatră de picior. Și așa nu încasăm, că nu știm de la cine să încasăm. La cine și acum se majorează. Și acum se majorează. Bănuiesc că... Să vină casa, că nu vin la vânzare. Bănuiesc că fata asta care stăpânește foarte bine codul fiscal, doamna Antoche, a venit cu 100% asta, că bănuiesc că mai acoperire, bine, o acoperire. Sigur. Dar o să vedem dacă pe parcurs codul fiscal ne va permite sau o altă ordonanță de urgență care va modifica da, avem cazuri codul fiscal. Avem în cazuri. Avem. Haideți să vă dau un exemplu. La Matei, față în față cu Licuță. Nu se înțeleg moștenitori. Aia a început să plouă, acoperișul nu mai are deloc. Fața lui Nenicu Matei, de alu ăla, cum îl chema. Crăciun, bravo. Crăciun. Vă mai dau... La Artan, la Brătilean. La botezat a cumpărat. A cumpărat tantii Margareta. Da. Și a început să facă curățenie. Și acum îi luăm și cei cu la instituții publice. Gara, nene. Și îmi pare rău că n-am văzut, dar ăștia 500% ar trebui la gara. Nu specifică mai mult persoane juridice. Acolo persoane juridice. Bebe Văsioiu, consilierul viceprimarul, vine cu o propunere la care și eu ader. Vedem ce ziceți dumneavoastră, ca persoanele juridice să majoreze o 500%. Iar ne legăm un bolovan de gât, că așa nu plătește. Măcar 200% ți-i speriem. E propunerea doar a mea. Dumneavoastră, decideți. Deci, supun spre aprobarea dumneavoastră propunerea lui Bebe Văsioiu și a mea cu 200%. Cine este pentru? Persoane juridice. La persoane juridice mă refer. Cine este pentru? Vă rog frumos, în unanimitate. Deci, doamne, vă rog frumos la capitolul 9 din ședința de astăzi. Persoane și supun spre aprobarea dumneavoastră întreg. Da. Aici am să vă spun ceva, mă scuzați că întrerup. E vorba de terenul ăsta, acum chiar asta mă deranjează. Acum locuințele sunt ca locuințele. Sunt prejmuite, au gar prin jur, așa cum vor fi locuințele. E terenul ăsta din fața cecului, pe care l-a luat doamna Iacomine. Atât timp cât a fost la primărie și am avut piața și n-am avut piața, dumneavoastră, domnul Burlică, poate să spună. Eu mă îngrijeam cu cei de la 4 Crișor, greblat, tăiat, tuns gardul, văruit brazia, fântâna. Acum e o junglă, junglă. Acolo nu mai face nimeni curățenie, nu greblează nimeni, nu va. Fraților, dar nu se poate așa. Eu am cerut că dacă vinde, am cerut dreptul de preemțiune, pentru că era dat în domeniul public. Așa, și doamna a venit cu o sumă, a propus vreo 800 de milioane ca să o bucățică aia teren. Am zis, doamnă, mătate 30, probabil, din Buricul Bucureștiului, în centrul Bucureștiului. 800 de milioane, ce vreau 1500 de metri. Așa. Și acum, doamnă, bine, l-ai luat, e proprietatea dumneavoastră, sunt obligat ca și primar să respect Constituția, să respect dreptul proprietății absolut. Dom'le, dar îngrijește, frate. Păi în fața, în centrul comunei, în Buricul satului.
Păi eu nu pot să stau cu bărăriile alea găvirului tale acolo. Că acum o să mă bag, eu sar peste gar și fac curățenie acolo, dar nu dator în fiecare an să-i fac curățenie. Acum chiar am propus săptămâna viitoare, o să sar peste gar acolo, să tun gardul viu, să greblez, să... Acum, dacă eram un om răutăcios și vanitos, puteam să mă duc, stai, domnule, doar copaci nu e pus dumitare. E să tai obrazii aia. Dar nu era un păcat pentru Dumnezeu. E să luăm tuburile la fântână, că bătaia avut terenul fără tubula, fără fântână. Ia să a luat piața, că era investiția primăriei. Și ăla, copacii aia, au pus cine a făcut Dumnezeu să le dea sănătate. Fântâna e făcută pe timpul cooperației, nu e făcută de primărie, nu se recunoaște. Dar ai luat terenul, frate, îngrijește-l, mai ales în centrul comunei. Nu poți să stăm așa. Noi tot tragem să fie comuna frumoasă și stăm chiar în centrul comunei la 2 metri de primărie și de poliție și de poștă și de ce. Stăm cu acea junglă acolo, care vor începe să crească liane. Și va trebui să intre cu securea ca să faci loc. Nu, deci de asta este vorba. E bine, codul ăsta fiscal, să știți că nu e. Are șarte. Nu e prost. E bine gândit în felul. Domnul secretar, poftiți. Nu știu dacă s-a înțeles bine, când a făcut referatul ăsta, doamna Antoși s-a consultat cu mine ieri, dimineață, azi. E bine să punem că cere legea majorare, e bine să punem la persoane juridice, se poate face o diferențiere. Da. Mi se pare corect. Nu citesc pe ce-mi convine și un rup trotul și mai să avem terenuri și de-astea rupte de apă. Da. La barta nu zare. A scris, dar nu a fost 100%, da. Nu, a scris că sunt. Adică a motivat că am pus numai 100%. Da. Nu știu, dacă considerați că referatul e... Cam, da, adică, uite, e o cerere a unei doamne care a venit să ceară scutire, care o vie pe deal, pe la Hagi, cumva, abandonată din cauza furtului. Să vrea scutire prin încă. Este doamna... Miloie Viorica. Miloie Viorica. Ieri a venit doamna. Am întâlnit cu dumneavoastră aici în volul primăriei, am discutat și a zis că e vorba de 1250 de metri pătrați, e vorba de 6 prăjini. Da, și vrea să o doneze. Și în zona remizelor, de la dialul domnului Povălui, la podul Răuților, acolo nimeni n-a muncit de ani de timp și mai muncește. Acolo sunt mulți, stai. Așa, și am zis, doamne, că donează la primărie. Și am și formulat răspunsul ieri înscris. Și mi-a venit sprijin, pentru o suprafață așa de mică, nu se justifică cheltuielile. Că nu vă spun. Trebuie să dau 4-5 milioane la ăla care face schița cadastrală, trebuie să facă pe tot. După aia trebuie să mai dau un notar, un onorar notar. Notarul nu se face așa, chiar dacă e donație, el nu muncește degeaba. Și atunci o să cheltuiesc 10 milioane cu transport pe un teren care e numai de 6 prăjini. Nu se justifică. Dacă aveați un hectar și ceva, da, domnule, luam la primărie, îl treceam în domeniul public al primăriei sau în domeniul privat al primăriei, de acord. Tot cu hotărârea dumneavoastră, dar așa. I-am făcut răspunsul că nu se poate și că va trebui să-și asume acest teren în continuare. Eu propun, domnul secretar, dacă considerați că în referatul ăsta sunt scăpări, nu știu, amânare sau cum facem cu capitolul ăsta? Noi o să mergem și noi știm că terenurile nemuncite. A 90% știm. Casele care sunt lăsate paragem, la voia întâmplării, le știm pe toate. Le știm pe toate cu terenurile. Și intravilan. Mai greu că e extravilan. Dar știm în zona remizelor, știm în zona lui Bății, lui Zară. Nu, dar ai muncit acolo, domnule, la Bății. Știu, că e luat de acolo. Da. Știm în zona Luncii Trotușului, pe la Barta Râioasă, zona aia. Cunoaștem zonele. Cunoaștem la Livada lui Cumeri. Cunoaștem zonele. O să vedem. Mai era undeva la Plopoarți ceva pe acolo. Nu, la Plopoarți e muncit. Să mă demonstrat, în ce cauze. Plopoarți e aici, jos. Da, deci... Cum procedează? O să votați chestia asta, iar noi venim nominal cu oamenii. Dacă mă știți dumneavoastră, o să vedem. Deocamdată... Deci, în prima fază, votăm cu 200%. S-a votat. Da. Doamna Drățină, 100% pentru locuințe și pentru teren. Pentru persoane fizice. 100% pentru locuințe și terenuri extravilane. Extravilane la persoane fizice. Supun spre aprobarea dumneavoastră. Cine este împotrivă, cine se abține? Trecem la... S-abține domnul Plop. Ești contra. La rafinerie. Deci te abții sau ești împotrivă? Contra. Trecem la punctul 10. Doamna, ați precizat, da?
Proiect de hotărâre privind criteriile de identificare a beneficiarilor de etichete sociale, precum și modalitatea soluționarea situațiilor. Da. Conform 248 din 2015, vă rog. Da. Proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor de identificare a beneficiarilor etichete sociale, precum și modalitatea de soluționare a situațiilor identificate conform legii numărul 248 pe 2015. Consiliul local al Comunei Coțovane, județul Bacău, întrunit în ședința ordinară din ziua de 18 martie 2016, având în vedere prevederi legii numărul 248 pe 2015, privind stimularea participării în învățământ preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate. Hotărârea de guvern numărul 15 pe 2016, privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii numărul 248 pe 2015, legii educației naționale numărul 1 pe 2019, modificări și completări ulterioare, legii numărul 416 pe 2001 privind venitul minim garantat și cu modificări și completări ulterioare, legii numărul 277 pe 2010 privind alocația pentru susținerea familiei cu modificări și completări ulterioare, legii numărul 273 pe 2006 privind finanțele publice locale și modificări și completări ulterioare, legii numărul 339 pe 2015 a bugetului de stat pe 2016 cu modificări și completări ulterioare, în temeiul prevederilor articolului 36 alinia 2 litera D, articolul 36 alinia 6 litera A punctul 2, articolul 45 alinia 1 și articolul 115 alinia 1 litera B din legea numărul 215 2001 privind administrația publică locală republicată cu modificări și completări ulterioare, propun spre hotărâre. La articolul 1 se aprobă criteriile de identificare a beneficiarilor de etichete sociale în Comuna Coțovane, județul Bacău, conform legii numărul 248 2015. Potrivit anexe ce face parte integrată din prezenta hotărâre și vor fi duse la îndeplinire cotă personală cu atribuții de asistență socială, în speță cele două fete la compartiment social, doamna Sabiu Tatiana și doamna Elena Liliana. Prezenta hotărâre a fost comunicat instituții preferiului de Bacău, primarul Comunei Coțovanești, biroul juridic, asistență socială, stare civilă, secretariat, biroul financiar contabil și, în ultimul rând, școli. Acum o să vă modalitatea de identificare a beneficiarului, soluționare și situații identificate. Eu nu o să mai citesc prea mult, o să vă spun ceea ce v-am spus și la un punct anterior. Că se dau numai la familii defavorizate, deci nu la cei care au salarii de 15 milioane, e vorba că se încadrează cei cu, cei, în special cei cu fără servicii sau care au ajutor social. E clară treaba. Și în condiții în care frecventează grădinița. Când nu frecventează, nu primează. Cuantum este de 500.000 de lei vechi, sau 50 de lei, cum vreți numește, își ia alimente de ei și așa mai departe. Deci nu știu ce aș putea să vă mai spun. Acești bani, până la urmă, sunt repartizați de către Consiliul Județean. Nu am rupt din bugetul nostru, e vorba de cei, dacă mi-aduc bine aminte, 290 de milioane, 29 de mii de lei, așa e, da? În materialul anterior. Deci este vorba de niște bani care, dacă se dau și dacă se și folosesc judicios, vor fi și urmări. Acum, eu bănuiesc ce se va întâmpla. Că se vor duce cu bonurile astea proprietarii de alimente. De și o bere. Și în loc să-și ia alimente, probabil că o să mai ia unii și țigări, o să-și mai ia și bere, o să mai ia și vin. Le impune. Au obligația să nu dea lucrul ăsta. Dar atunci știu să zică. Cel care are etichetă, îți spun, domnule, etichetul meu are 500 de mii. O, de 50 de mii să ai mai tare, 450 de mii îmi dai mie. Că se întâmplă, se găsesc, să dea Dumnezeu, dar noi va trebui să veghem asupra acestor aspecte. Vor trebui să chemăm comercianții, să discutăm cu ei și în momentul când se întâmplă lucrul ăsta, să, de la acel magazin, de la acel agent economic, să nu se mai meargă cu etichete. Deci vom ordona și îngruba pe cei la răvălim. Și de regulă se ducă femeile, că bărbații mai alunecoși. Etichetele din personalizate. Deci o să fie cât un magazin, două din fiecare sat. Deci au sunat deja... Și aia spunem că dacă acel magazin... De la cutare. Dacă acel magazin își va permite să-i dea băutură sau țigări, va trebui să desemnăm al magazinului la care se ia. Da. Despre asta era vorba. O secundă, doamnă Gheuș. De exemplu, eu... Vă rog, hai să termină, că e jale, mai e mult simplu de acum acolo. Dacă vorbim fiecare așa, n-am făcut nici pe dracu. Vreau să vă atenționez că o să ne confruntăm cu probleme foarte mult mai mari. Pentru că o să vină alocațiile... Mai o secundă. Alocațiile se vor mări. Văd că se majorează și concediile pentru maternitate să vină la 85%, deci vom deveni un stat social până la urmă, că asta e viața. Supun spre aprobarea dumneavoastră. Deci nu trebuie să vă uimiți că dăm paralel. O să dăm în continuare.
nu o să dăm la pensionar. Supun spre aprobarea dumneavoastră. Cine e împotrivă? Ce? Da, mulțumesc. Ce-am discutat acum. Da, absolut. Da. Nu-i modificare. Da, o altă treabă. Sunt chestii care sunt venite legale, care n-ai ce faci. Vorbim doar ca să ne aflăm cum vorbim. E o chestie bună asta. Da. Mai e adevărat că chestie bună, dar dacă dăm bani și s-ar lua ce trebuie și nu s-ar lua băutură și țigări, că doar știm foarte bine situația. Aici, de afară poți să fumezi, stai liniște. Oameni buni, 11, proiectul de hotărâre privind actualizarea planului de analiză și acoperirea riscurilor. Domnul primar, n-aveți tot dumneavoastră trebuie să fiți. Tot eu o să-mi sacrific. Materialul este de această dimensiune. Cine vrea să-l lectureze, îl pun la dispoziție după ce îl citesc. Dar în mare o să vă spun despre ce este vorba. Expunere de motive. Ordinul numărul 32 din 29 ianuarie 2007 pentru aprobarea metodologiei de elaborare a planului de analiză și acoperire a riscurilor și a structurii cadru a planului de analiză și acoperire a riscurilor stabilite, scopurilor, obiectivele, răspunderile, precum și principalele elemente și etape de parcurs care trebuie avute în vedere la elaborarea planului de analiză și acoperire a riscurilor, planul de analiză și acoperire a riscurilor cuprinde riscurile potențiale identificate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, măsurile, acțiune și resursele necesare pentru managementul riscurilor respective. Scopurile sunt de a asigura cunoașterea de către toți factorii implicați a sarcinilor și atribuțiilor ce le revin premergător pe timpul și după apariția unei situații de urgență, de a crea un cadru unitar și coerent de acțiuni pentru prevenirea și gestionarea riscurilor generatoare de situații de urgență și de a asigura un răspuns optim în caz de urgență adecvat fiecărui tip de risc identificat. Obiectivele sunt asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situații de urgență prin evitarea manifestării acestora, reducerea frecvenței de producere ori limitarea tipurilor de risc conform schemei cu riscurile teritoriale. La punctul B, amplasarea și dimensionarea unităților operative și a celorlalte forțe destinate asigurării funcțiilor de sprijin privind prevenirea și gestionarea situațiilor urgente. La punctul C, stabilirea concepției de intervenție în situații de urgență și elaborarea planurilor operative. La punctul D, alocarea și optimizarea forțelor și mijloacelor necesare privind gestionarea situațiilor de urgență. PAR se întocmesc de comitetele locale pentru situații de urgență și se aprobă de consilii locale corespunzător unităților administrative teritoriale pe care le reprezintă. În acest sens, vă propun spre aprobare proiectul ANESA. Și acum avem raportul de specialitate. Aici se înșiruiesc o grozăvie de ordine și de ordonanțe de guvern și așa mai departe. Ale Ministerului Administrațiilor și Internelor, pentru că acest aparat al situației de urgentă este patronat de Ministerul Administrațiilor și Internelor. Ce vreau să vă spun? În mare. De situațiile de urgență pe raza Comunei Coțofănești, ce înseamnă situații de urgență? Nici o problemă. Hai că mai avem treabă. Așa. Ce înseamnă situații de urgență? Înseamnă inundații, alunecări de teren, cutremure, incendii, ce mai înseamnă? Cutremuri. Epidemii de boală, tot ce este aproape, nu anormal, tot ceea ce se întâmplă foarte rar și fie ca să nu se întâmplă la noi și la nimeni altcineva. De compartimentul de situații de urgență este, răspunde domnul inginer Miftode Petre. Dumnealui este foarte pregătit în acest domeniu. Nu vă ascund că la fiecare control pe care l-am avut pe situații de urgență și am avut și aplicații și am avut, avem și sirena în funcțiune de la poștă, avem sirena nouă, avem dotări de unelte pentru incendii, avem dotări pentru inundații. Bine, la o scară mai redusă, nu la scara celor ISU Ajut sau ISU Onești sau ISU Bacău, dar pentru strictul necesar, avem și noi ce ne trebuiește. Vreau să vă spun că la toate controlele am ieșit bine. Nu foarte bine, dar bine, că foarte bine desfințăm fost. Înseamnă dotare și înseamnă... Și am ieșit bine. În ceea ce privește ca și documentații, ca și pentru că se pricepe foarte bine, aici n-am avut nicio problemă. Iar aici, în acest plan, avem și hărțile cu zone de risc, cu zone de ramunecări de teren, cu zonele inundabile, cu zone, avem tot ce
ce vă interesează. Cu toate satul nou, Borșan, Coțofănești, da? Deci toate zonele pe care vreau. Acum, dacă vrem să citim tot dosarul ăsta, eu îl citesc, dar durează două ori jumate. Dacă, am spus, dacă vă interesează și orice material de ședință vă interesează, vă stau la dispoziție la secretarul Comunii Coțofănești, la domnul Manea Vasile. Dacă cineva dorește să vorbească pe această temă, poftiți. Aceste proiecte se fac și după modelul și societățile comerciale. Tot, absolut, toți agenții economici sunt prinse toate, le spun într-un fel, cum le zice, este cam un fel de plan de acțiune la nivel exact, de comerț. Exact. Care cerea a făcut în caz de doamnă Perei. Sunt tocmit de specialiști. Spre aprobarea dumneavoastră proiect, acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Nu, toată lumea, eu n-am invitat. În afară de Borlic. În afară de Borlic. A ridicat. Am întrebat șeful de partid dacă îl votez, vrea sau nu vrea. Domne, la capitolul 12. Da, tot eu sunt. Da, stați inițial așa să vă facem. Noi am discutat 90% din. Da, haideți să-l prezint numai expunerea de motive. Expunerea de motive, că am discutat 90%. Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de contract de prestări, că acum se votează pentru agenții economici. De prestări servicii salubrizare pentru agenții economici și instituții publicate aprobate de contări de către asociații intercomunitare pentru salubrizare către Romprest S.A. a prestării serviciul tarif unic 317,73 RON tona aflat pentru deșeurile de mediu rural, cât și pentru deșeurile în mediu urban pe durata perioadei de tranziție. Domnilor consilieri, prin adresa numărul 1702 în 1503-2016 la DIS Bacău solicită adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local până la data de 30.03.2016 care se cuprindă aprobarea modelului de contract de prestări servicii salubrizare de agenții economici și instituțiile publice. Deci se referă la agenții economici și instituții publice. Agenții economici și instituții publice știți cine e? Primărie, școală, poliție și așa mai departe. Aprobarea de contări de către ADIS, către SC Compania Romprest, a prestării serviciului tarif unic de 317,73 RON tona, fără TVA, pentru deșeurile din mediul rural, cât pentru cele din mediul urban, pe durata perioadei de tranziție. Deci e vorba de banii care se plătesc la groapa ecologică, la groapa centrală. Sunt niște puncte care trebuie să le votăm. Împuternicirea reprezentantului OAT în AGA pentru a vota în conformitate cu cele de mai sus. Analizând cele solicitate de ADIS, având în vedere că UAT Coțofănești este membru fondator al acestei asociații intercomunitare și că cele solicitate sunt legale și oportune pentru asociație, supun dezbaterii și deliberării dumneavoastră proiectul de hotărâre cu rugămintea de a fi aprobat astăzi, 18 martie, în ședința ordinară a Consiliului Local Comunal. Ce nu m-am uitat eu și domnul secretar, vă rog să mă informați, să mă luminați, dacă în contractul cadru al agențiilor economici și a instituțiilor publice este prevăzută suma de bani. N-am văzut. Nu, păi nu e, că e cu totul, vedeți că dă în tonă. Nu a contract. Dă cu totul altă. Nu, dar cu tonă, stați un pic. În tonă este pentru gunoiul care îl duce la groapa centrală, nu pe la dumneavoastră. Păi uitați ce spune aici. Păi da, de aici are iese prețul, este așa de mare, datorită faptului că e foarte scump. Dom'le, ADIS-ul trebuie să plătească companie Rompres. ADIS-ul, nu comuna Coțofănești. Da. ADIS-ul. A serviciul tarif unic de 37,73 RON tona, fără TVA, pentru deșeul în mediul rural, cât și pentru cele de mediu urban, deci la orașe și sate, pe durata perioadei de tranziție. Nu spune nimic de agenții economici, de persoane fizice, nimic. Deci dumneavoastră va trebui să fiți atenți, foarte, foarte atenți agenții economici și instituțiile publice în care numărăm și noi primăria, în momentul când veți semna contract, atâta timp când nu aveți un semnat, un contract între dumneavoastră și Romprest, nu aveți nicio obligație să achitați banii. Ce se cere aici, nu cred că se cere banii pentru dumneavoastră. Nu, e adevărat. Ce se cere aici e ADIS-ul către aia. Da, exact. Deci nu are nicio treabă. Deci noi punctele astea va trebui să le aprobăm. Dacă era prețul dumneavoastră, da, și eram împotrivă ca și dumneavoastră. Și stați că aici e ideea. În condițiile astea, sper să mă înșel, dar noi o să trebuie să plătim mai mult de atâta. Corect. Deci dacă, și dacă ADIS-ul dă atâta, el nu trebuie să plătească cu bine. Exact. Și TVA-ul. Odată și tona atât. Odată ce-i tona atâta, el pe asta ți-a bani ție, ca persoană juridică. Și mai e o problemă. Plus TVA. Și mai e o problemă. Te condiționează să plătești jumătate de tonă pe lună. Și ai o aberație.
Nu e normal să mă condiționezi, pentru că dacă n-am decât 50 de chili... Poate luna asta eu am un metru cub, dar poate luna care vine am numai 10. Deci te condiționează să dai jumătate, să plătești jumătate de zonă, chiar dacă eu nu am, ceea ce nu e. Aici e problema. Nu vreau să împrezentez. Deci ideea e în felul următor. Ce vor ei, de fapt? Ei vor să pună o mașină în altă zi a săptămânii, să vină pentru persoane juridice. De ce? Pentru că așa li se năzare lor. Da. Și automat e taxa foarte scumpă. Pentru că la noi 7-8 magazine câte avem noi pe raza comunii Coțofănești, mare 7-8 căiuțul sau cine sunt, obligat că mașina aia nu scoate consum. Păi exact, asta e ideea. Păi frate, dar ia-mi o dată cu totul, nu, chiar nu... Și dacă noi votăm 3 milioane și ceva, tona, ăsta, tona, parcă, de aici are iese, de fapt, zice, doamne, noi pentru asta vă luăm de asta bani. Deci noi plătim mai mult, agenții noi, plătim mai mult de atât. Deci, bun, atenție ce votați. Mai există alt contract la primărie, altă hârtie de asta la primărie pentru persoanele fizice? Anulăm întotdeauna. Că aici zice persoane juridice și... Mă la dumneavoastră să referați. Deci, adisul să plătească către rom pres 317 de mii, virgulă, nu știu cât, tona, iar ei să facă un contract de pe dumneavoastră. Iar eu, ca și Consiliul Local, nu-mi permit să votez pentru... Să vă ia dumneavoastră bani. Sau să fie mai conceși ce vor ei, de fapt. Că... Ei au specificat foarte clar. Că persoana juridică vine și negociază direct domnilor, cu... Are dreptate. E un pic cu, cum să vă spun eu, cu dedesubt acum. Da, domnilor. Cu dedesubt. E cu dedesubt, e adevărat. De ce vine la Consiliul Local? Vine direct la persoana juridică. A zis că se negociază direct. Eu nu înțeleg de ce trebuie să negociezi adisul pentru persoane juridice. Corect. Deci mi se pare, nu, ai făcut un contract, ai făcut un contract cadru cu persoanele fizice. Eu știu acolo cu 3,8 lei, 3,7 pe. Dar mie mi se pare normal să lase la să negocieze persoana juridică direct cu cel care. De ce să interpun adisul acolo? Să aveți propuneri pentru a putea supune la vot. A votat sau nu votat? A votat. Nu votăm. Nu. Deci, nu ori votați, ori vot negativ, ori pozitiv. Să poate vota... Contractele și după aia... Ce modelul ăsta? Sau... Sincer să fiu... Are aici la tare, are capitolul tare. Haideți să-l citim, haideți să-l citim. Fiind atâtea materiale, n-am putut să le... Haideți să-l citim, haideți să-l citim la tare. Așa e, vreau. Nu suntem de acord. Nu suntem. Haideți să nu fim de acord. Nu suntem. Și o să le vin. Ei probabil le vin ori cu alte propuneri, ori pe orice așa propuneri. Ori explică mai... Avem și vedem să o analizăm, să vedem cum stau lucrurile. Atențiune, domnilor consilier, vă supun la spre aprobarea dumneavoastră proiectul, așa cum este scris în ordinea de zi, respectiv cu 317,73. Și acum, atenție, cine este pentru? Nu. Cine este împotrivă? Cine se abține? Doamnă, vă rog să notați în procesul verbal. Contra toată lumea. Bănuiesc că această situație se va întâmpla la toate consiliile locale și atunci îi vor pune pe gând. În mare parte, da. Deci, eu aș putea să vă dau, dacă îmi permiteți, un paranteză. Băieții ăștia care vin la moară acolo, jos, vin două zile pe săptămână, joia și marțea și sâmbătă. Chiar am stat de vorbă, am fost și am mărțit. Și deși eu, dar ei nici nu sunt în ziua când vine mașina. Și chiar spuneau, domnule, ei... Ei plătesc la unul. Nu, pentru moară, pentru moară. Nu, de Baltac spuneți, da, spuneți. Deci, da, cum să... Deci trebuie să luăm în calcul, pentru că fiecare societate are specificul ei, fiecare societate este special. Hai să vă spun o chestiune, pentru că tot ați ridicat această problemă. Primăria Comunii Coțofănești, eu am ordonat fetelor să îi debeleze autorizație funcționare fără contractul de urmări agențelor economice. Pentru că lor le trebuie și le vine un control de undeva și le vine autorizația. Iar domnului Bartac, ieri i-am eliberat autorizația, lui Gigel Damian la moară, care au venit, li s-au dat, noi trebuie să-i ajutăm pe oameni, nu să-i încurcăm. Acum, undeva, bănuiesc, se va găsi o rezolvare. Nu o să fie tona 317, nu o să fie 750 de mii pe lună, puterea, o să fie sub 500, 300, undeva va trebui să conveniți cu ei. Domnule, deci eu până acum plăteam 35 de lei pe lună, da. Firma care a da, și da. Era suficient. Era, exact. De exemplu, dacă... Că nu dau mai mult de 100 de kg de gunoi pe el. Dar nu dau. Nu dau, nici 100 nu dau. Se întâmplă la fel ca o persoană fizică. Păi da,
dacă nu m-ar condiționa cu să plătesc jumătate de tonă pe lună. Acum. N-ar fi oprit. În momentul când tu vii să mă condiționezi să plătesc jumătate de tonă pe lună, deci automat vine 317 dată în două, mulțit cu TVA-ul. Nu, ăla-i tonă. Cu tot cu TVA. Păi ăla-i tonă. Cubi, nu, o jumătate de metru cub. Nu înțelegeți greșit. Tonă mi-a zis mie agentul. Eu am zis că face agentul care vine cu mașina. A rămas la jumătate. O jumătate de metru cub. Vedeți? O jumătate de metru cub poate să aibă 100 de chili, poate să aibă și... Acum hai să vă spun o chestiune. 50, depinde de... Agenții economici care își desfășoară de activitatea așa, v-am spus la ședința anterioară, care își desfășoară activitatea în imobilul lor dumneavoastră. Știți foarte bine că am creat această facilitate ca să nu mai facă și ca persoană fizică contract. Acum. Nu aveți nici ca agent economic contract, nu aveți nici ca agent, ca persoană fizică. Eu vă spun în continuare. Scoateți. Absolut că vă spun. Dar eu vă spun ca să nu aruncăm gunoaiele iar pe unul trebuie, scoateți la mașină, că mașina vi le prea. Păi am dat prea. Acum, am dat prea. Noi, cu toate că nu v-am luat bani. Noi nu v-am luat bani. Dar sunt dispus să plătesc din urmă. Nu-i problemă. Dar numai deci asta era rugămintea mea, să predați gunoaie. Că vi le-a fără nicio problemă. Eu am discutat cu ei. Ce mai este acum o problemă? Cei care au magazine, poftim, eu sunt în tema asta, pentru că așa. Deci venit acum o lege, în felul următor. Trebuie să ai un contract în afară de cei de la Romprest. Tu ca magazin. Ce faci, mă, cu hârtia? Îți zice când vine aia de la mediu. Trebuie să ai un document la mână. Tu le duci, tu le duci undeva și le predai. Îți trebuie un proces verbal, cum avem și la primărie și peste tot. Nu ca să le dai foc. Nu, acoperitor. Deci acoperitor. Și pentru plastic. Separat. Este și vorba dacă tu de deja ai două hârtii din acestea, adică le dai cuiva. Recuperabile care era să cantitatea asta exagerată. Păi da, omenești. Gunoi ca toată lumea, ca orice gospodărie. Carton. Ai avut atâta carton. Deci te obligă. Când vine aia de la mediu, prima dată asta ce? Unei dus, nu zice că la Romprest. Da. Am înțeles, nu s-a votat. Haideți, domnul președinte. Vă rog. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de achiziții publice 2016. Poftiți, domnul primar. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice pe anul 2016. Consiliul Local al Comunii Coțofănești, Județul Bacău. Într-un moment de ședință ordinară, din data de 18.03.2016, vând de expunerea motivă a domnului primar al Comunii Coțofănești, Județul Bacău, înregistrată sub numărul din 17.03.2016, raportul numărul 1295 din 17.03.2016 al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, raportului Comisiei Economice al Consiliului Local Coțofănești, având în vedere prevederea articolului 3 litera aliniatul 1 litera și articolul 4 din hotărârea Guvern numărul 925/2016 pentru aprobarea normelor aplicarea prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 34/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, completări și modificări ulterioare. Definitivarea programului anual al achizițiilor publice pe anul 2016 în urma aprobării bugetului venituri și cheltuieli pe anul 2016 prin hotărârea Consiliului numărul 602/2016 în temeiul articolul 36 aliniat 9, articolul 45 aliniat 1 și articolul 105 aliniat 1 litera B din legea numărul 215/2001 al administrației publice locale de publicată și completări și modificări și completări ulterioare propun spre hotărâre articolul 1. Se aprobă programul anual de achiziții publice pe anul 2016 conform anexei numărul 1, care face parte integrantă în prezentarea hotărârii. Primarul Comunii, la articolul 2, Primarul Comunii Coțofănești și compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunii Coțofănești vor duce la îndeplinire prevederile prezenței hotărârii. Și la articolul 3, prin grijă secretarul Comunii Coțofănești se va comunica instituției prefectului județului Bacău, Primarului Comunii Coțofănești județul Bacău, compartimentul financiar contabil. Acum o să vă merg la raportul Comisiei de Specialitate și o să vă dau citire acestui raport. Raport de specialitate privind aprobarea programului achizițiilor publice anul 2016, având în vedere că s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Primăriei Comunii Coțofănești prin hotărârea Consiliului Local numărul 6 din 02-02-2016, se impune definitivarea programului anual al achizițiilor publice în urma aprobării bugetului instituției conform prevederea articolului 3 aliniat 1 litera și articolul 4 în hotărârea Guvernului pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor. Nu vă mai citesc toate articolele de lege și tot hotărârea de guvern și ordonanțe de guvern. 1. Autoritatea contractată are obligația de a stabili programul anual al achizițiilor publice. 2. Programul anual al achizițiilor publice se elaborează într-o primă formă până la sfârșitul ultimului trimestru al anului în curs și cuprinde totalitatea contractelor, acordurilor,
cadru de care autoritatea contractantă intenționat să le atribuie încheie în decursul anului următor. 3. Autoritatea contractată are obligația atunci când stabilește programul anual al achizițiilor publice de a ține cont de A. necesitățile obiective de produse și de lucrări de servicii. B. gradul de prioritate al necesităților prevăzute la articolul litera A. C. Anticipările cu privire la fondurile ce urmează să fie alocate prin bugetul anual. La punctul 4, după aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractantă are obligația de a-și definitiva programul anual și al achizițiilor publice în funcție de fondurile aprobate și de posibilitatea de atragere altor fonduri. Drept pentru care solicităm aprobarea prin HR a formei definitive a programului anual al achizițiilor publice pe anul 2016. Este, materialul este raportul de specializare este întocmită de doamna Victoria Manuela, doamna inginer, care este pregătită și are toate, cum să spunem, toate datele problemelor și are toate calificarea necesară. Și aici o să vă citesc programul anual al achizițiilor pe 2016, ce avem noi de gând. La lucrări în continuare, adică sunt lucrări în continuare, lucrări care vor începe noi. Lucrări în continuare. Modernizare drum comunal, 117 drumul sat locale, sat Coțofănești, comuna Coțofănești, județul Bacău, plus, ce am mai pus aici, fata mea, dar e vorba de asfaltul care îl turnăm în comuna Coțofănești. Știți foarte bine că am asfaltat în 2015 și acum vom continua cu strada care duce, am asfaltat strada care duce până la domnul Ivancescu de la școală, care duce de la terenul de sport, de la domnul Costin până la Nea Stan Petrica. Acum am asfaltat partea asta la altă, pe la biserică, a fost pe altul program. Acum, continuăm cu asfaltarea, că terminăm partea asta de aici, că n-are rost să te muți. Mai rămâne strada de la DN11A până jos la calea ferată, la fostul CAP, la Stoiană, după care urmează asfaltarea spre Trif până la punte și spre ce e prins în proiectul ăsta. Și de la biserică, de la biserica Coțofănești Sfântul Gheorghe și până la intrarea în cartierul de Rom, până la Cristi Gaiu, până la Ghid. Și avem, cred că în continuare este prins, de asemenea asfaltul de Borșan. La Borșan plecăm din DN11A, ne duce până la Brigada Silvică, până sus la Andrei și cam atâta cu tronsonul principal, prin Pârâu, prima fază. A doua fază, venim pe partea asta, după grădin și la biserică și care duce spre Bârga, spre satul Bârga. Deocamdată, acum, asta e una din lucrări. O altă lucrare, construire grădinițe nouă cu program normal, vorbesc de anul 2016 ce se va întâmpla. Program normal cu trei săli de grupă în sat Bârga, comuna Coțofănești, Deci e vorba de acea grădință nouă, la Bârca spațiul școlar este insuficient și ne trebuie o grădință nouă. Grădința nouă pentru că și populația care se preconizează a fi preșcolară este în creștere în satul Bârca. Unde avem și noi un lucru bun, natalitatea și mai tare, da? Ales dacă le vedem și bani acum, să vedem. Și vom face o grădință nouă acolo unde a fost parcul înainte, unde sunt cei brazi. Vom desființa acel drum care duce în Dallas, îl vom muta mai la deal, între locuința lui Matei Bogdan și, și bineînțeles, un părculeț. La punctul... Asta e lucrare nouă. Achiziții directe. Achiziții directe, diverse investiții, lucrări de construcție, reparații de drum, o proiectare cu o finanțare din buget local. Aici e vorba de lucrări de construcție pe drum. Vorba de rașchetarea drumului, dacă vreți, de amenajarea drumului. Achiziții directe de diverse servicii și bunuri de iluminat, telefonie, de zăpezire, balastare, întreținere, calculatoare, soft, consumabile, materiale curățenie, materiale construcții, lemn, foc, apă, etc. din costul de execuție bugetul local. Vedeți dumneavoastră că toate investițiile pe care trebuie să derulez într-un an trebuie puse pe calculator și trebuie puse pe site-ul primăriei, pentru că astea trebuie vizionate, dacă vreți, de Consiliul Județean, de Prefectură, de cetățenii comune, de oricine. Sunt date transparente și publice, dacă vreți. Acest program anual al achiziției publice s-a elaborat după aprobarea bugetului pe 2016 și continuă continuă. Dar aici ce n-am văzut eu și promet fata a omis apa de la Temășoaia. Cred că e în aia cu totul. Asta ultima care a zis.
E prins aici. Deci la Tămășoaia avem alocați pentru 2016, 2 miliarde de lei pentru a finaliza și apa de la Tămășoaia. Pentru că oamenii se poate sufragă. Deci deja au venit azi cu proiectul, a venit domnul Farcaș și am văzut despre ce e vorba. O parte din proiect, jumătate din lucrare e făcută, mai mult de jumătate. Acest program va suferi modificări ulterioare după fiecare rectificare de bugetare în timpul anului, care afectează achizițiile, investițiile și ultima instanță și pe parcursul anului dacă va fi nevoie. Deci în momentul în care vor mai veni bani și ne mai permite să mai abordăm altă investiție, vom, dacă poate e nevoie, poate nu mai ia, sau au fost rectificări pe negativ, ne mai lua bani. Nu vom mai continua, stagnăm cu lucrarea. Achizițiile de echipă fiind proceduri, nu fac parte din și nu sunt detaliate în programul anual al achizițiilor publice, urmând ca pentru aceasta să se realizeze o anexă la programul întocmit și defalcată pe luni calendaristice, coduri CPV și tipuri de achiziție. Valorile estimate fără TVA ale achizițiilor directe sunt conform sumelor din bugetul local aprobat și pot suferi modificări ulterioare după fiecare rectificare bugetară pe timpul anului și în ultima instanță și pe parcursul anului dacă va fi nevoie. Acest material a fost întocmit de către doamna inginer, doamna Miftor de Manuela Petronela și aici avem și felul cum sunt repartizate sumele, așa mai departe. Achizițiile directe, ce mai facem noi, mai cumpărăm, știu eu, 20 de becuri, 30 de becuri, nu sunt prinse la investiții mari și nu sunt în planul de achiziții. Deci aici sunt prime achizițiile publice și la investițiile foarte mari. La investițiile. Dorește cineva să ia cuvântul la acest capitol din ordinea de zi? Nefiind supun spre aprobarea dumneavoastră, cine este pentru? E cineva să abține împotrivă, nu, doamne? La 14. Da. Referat de specialitate, procedura de eliberare, certificatul de atestare a edificării, extinderii, construcției și stabilite taxe. Potrivită prevederea articolul 13, alineat 13 din legea numărul 7 pe 1996 a cadastrului și a publicității de publicități imobiliare, republicate în 2013, dreptul de proprietate dobândit prin construire se va putea înscrie în cartea funciară pe baza certificatului eliberat de primăria localității unde este situat imobilul, prin care se atestă când este cazul faptul că proprietarul a edificat construcția în conformitate cu autorizația de construire eliberată potrivit legii, precum și a unor documentații cadastrale. Aceste prevederi sunt preluate din textul articolul 17, alineat 1, litera K, din regulamentul privind conținutul și modul de întocmire a documentației cadastrale în vederea înscrierii în carte funciară aprobat prin ordinul ANCPI 734 pe 2006. Întrucât actele normative sus menționate nu cuprind și prevederile referitoare la procedura de eliberare, certificatul de atestare a eliberării, edificării, extinderii construcțiilor, iar potrivit prevederilor articolul 36, alineat 6, punctul 11 din legea numărul 215 pe 2001, legea administrației publice locale, au competențe în domeniul dezvoltării urbane sau rurale, după caz, considerăm că proiectul de hotărâre îndeplinește condiții de legalitate. Certificatul de atestare a edificării, extinderii, construcții realizate cu sau fără autorizație de construire, cu sau fără proces verbal de recepție, se va elibera în următoarele cazuri. Pentru construcții fără autorizație de construire, documentul se va elibera numai pentru cele mai vechi de anul 1991. Deci fără acest certificat, e pe legea construcției, legea 50, modificată și republicată. Se poate da acest certificat numai construcțiilor care deja le avem. Deci le purtăm pe umeri. Dar înainte de anul 1991, după anul 1991, trebuie să faci acest certificat de extindere sau de construire. Pe lângă autorizația care stă la baza emiterii, certificatul de urbanism și autorizația de construire. Pentru construcții ridicate după apariția legii 50/91, de ceea ce spunea până atunci nu opera altă lege pentru urbanism, republicată cu modificări și completări ulterioare, cu autorizație pentru care nu există proces verbal de recepție a acestora. Deci se dau pentru cele care s-au făcut conform legii 50, dar nu au avut proces verbal de recepție a terminării lucrării. La orice lucrare, că e la
instituție publică, că e la persoană fizică, conform legii, la urmă se face un proces verbal de recepție pentru a se vedea valoarea reală a construcției. Că s-ar putea ca omul, în timpul construcției, să fie renunțat la o parte de proiect, să mai fie adăugat la proiect și atunci va trebui să dea o declarație finală pe procesul verbal cu valoarea investiției. Deci le se vor da celor care au autorizația de construire, dar nu au procesul verbal de recepție finală. Conținutul cadru al certificatului de atestare al edificării, ceea ce discutăm noi acum, extinderii construcțiilor se va face de către compartimentul urbanism. În cadrul primăriei Cotrocănești de urbanism răspunde doamna Uleru Elena, referent Uleru Elena. Având în vedere importanța acestui document și a faptului că acest certificat poate ține loc de autorizație, atenție, ține de construcție, în cazul procedurii de intabulare a dreptului de proprietate, se propune o taxă de eliberare a certificatului de atestare a edificării, extindere, construcție, în cotă de 0,1% din valoarea impozabilă a construcțiilor pentru care urmează asigurarea certificatului. Deci dacă construcția face, dau un exemplu, 800 de milioane ca valoare, 0,1% vine undeva la 8 milioane. E mult acolo, da? Cine are construcții de 800 milioane? Puțin mai. Deci dacă are construcția de 150 milioane, 0,1% vine 1 milion, ceva de genul, 1 milion jumătate. Aceste lucruri vă vor trebui când vă mergeți la intabulare, la când cumpărați anumite imobile, valabile și la teren, și la teren e valabil. Pentru că tot ca imobile se vede. Și acum o să vă citesc și raportul, dar e același lucru. Potrivit dispoziției articolul 37 în legea cadastrului și a publicității imobiliare, numărul 7/96, republicat cu modificări și completări ulterioare, coroborat cu articolul 96, litera I din ordinul numărul 700/2014, privind aprobarea regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară cu modificări și completări ulterioare, dreptul de proprietate asupra construcțiilor se înscrie în cartea funciară în baza unui carte. Certificat de atestare, eliberat de autoritatea locală emitentă, a autorizației de construire care să confirme că edificarea construcțiilor s-a efectuat conform autorizației de construire și că există proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Ceea ce vă spuneam până mai adinioare. Construcțiile realizate înainte de 1 august 2001 se pot intabula în lipsa autorizației de construire în baza certificatului, ceea ce vă spuneam, certificatul ține loc de autorizație. Certificat de atestare fiscală prin care se atestă achitarea tuturor obligațiilor fiscale de plată datorată autorității administrației publice locale în a cărei rază se află situată construcția precum și a documentației cadastrale. Pentru construcțiile realizate până după data din 1 august 2001 este necesară emiterea de către primăria Cotrocănești a unui certificat de atestare a edificării, extinderii, construcției. Întrucât modul de eliberare a unui certificat de atestare a edificării, extinderii, construcției nu este reglementat, este necesar emiterea unei hotărâri a Consiliului Local pentru care să prevadă atât condițiile procedurale precum și taxa de eliberare a acestei documentații. Expunere de motive și acum la proiectul de hotărâre. La articolul 1, nu mai spun motivarea legală. Se aprobă procedura de eliberare a certificatului de atestare a edificării, extinderii construcțiilor conform anexe, care face parte integrantă din prezentă hotărâre. Articolul 2. Se aprobă cuantumul taxei de eliberare a certificatului de atestare a edificării, extinderii construcțiilor stabilite la 0,1% din valoarea imposabilă a construcției. La articolul 3, consilierul urbanist din cadrul compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul primării Cotrocănești va duce la îndeplinire prevederile prezente hotărâri, care va fi comunicată în instituții prefectului Comunului Cotrocănești, secretarului comunei, primarului comunei și fetelor de la registrul agricol, este foarte important. Și acum este un regulament privind procedura de eliberare. Asta pentru cei care vă interesează și care aveți cazuri de rezolvat. O să luați legătura cu doamna urbanist, doamna Uleru Elena, și o să vă explice conform acelui regulament de eliberare a certificatului de atestare a construcțiilor și a extinderilor de construcție. Dacă aveți ceva de întrebat, vă supun spre aproape, vă supun cine vrea să ia cuvântul. Poftiți. Dorește cineva să ia cuvântul? Atunci supun spre aprobarea dumneavoastră cine este pentru, cine este împotrivă, să abține cineva, doamne, vă rog să mă dați.
15, domnul primar. Da, spuneți ce e la punctul ăla. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al comunii Coțofane, județul Bacău, cu HCL 31 din 27 a 1299. Raport de specialitate, subsemnatul Mihutor de Petron Emanuel, consilier al achiziției publice, în aparatul de specialitate al primarului comunii Coțofanești, având în vedere că ultima hotărâre de guvern de atestare a domeniului public al județului Bacău și a municipiilor, orașelor și comunelor județului, prin care se aprobă completarea inventarului domeniului public al comunii Coțofanești cu pozițiile 133 până la 137, a fost hotărârea guvernului numărul 843 din 22.07.2009. Finalizarea unor investiții ce conduc la completări, modificări și apariția de poziții noi în inventarul domeniului public al comunii Coțofănești. Că pentru majoritatea investițiilor au fost adoptate hotărâri ale Consiliului Local de completare și modificare a inventarului domeniului public, care au fost transmise Consiliului Județean și instituției prefectului, dar nu au fost finalizate. Demersul de adoptare a hotărârilor de guvern din diverse motive. Că în anul 2014 s-a făcut reevaluarea bunurilor ce aparțin comunii Coțofănești. Prevederile legii numărul 213/90 privind bunurile proprietate publică și are legii numărul 215/2000 privind administrația publică locală, modificări și completări ulterioare, se impune de urgență completarea și modificarea inventarului domeniului public al comunii Coțofănești. Pentru aceasta am întocmit un tabel cu investițiile, descrierea lor și valoarea de contabilitate sau cea în urma reevaluării unde au fost cazul. Rugăm și celelalte compartimente, dacă au modificări, privind mișcarea terenurilor sau alte modificări ce afectează inventarul domeniului public, să le centralizeze pentru a se putea adopta o hotărâre a Consiliului Local completă privind completarea și modificarea inventarului domeniului public al comunii Coțofănești. Materialul este întocmit de referatul, raportul specializat doamna de la achiziții publice, doamna Victor de Manuel. Și aici, pe bănuiesc că dumneavoastră în comisiile ați mai și lecturat, le-ați mai și stați că spuse. Ei, despre ce e vorba, ca să vă spun în mai. Fiecare UATE, unitatea administrativă teritorială, în speță primările, au un dosar și, dacă vreți, vi-l prezint, un dosar cu inventarul domeniului public. Ce intră în inventarul domeniului public? În primul rând, intră clădirile. Ce clădiri intră? Instituțiile publice. Pentru că sunt de utilitate publică. Primăria, căminul cultural, școlile, grădinițele, terenul, după aceea trecem, terenul de sport, drumurile, terenurile virane, Pășuneanul, că este în proprietate privată. Sper că l-am greșit, nu? Proprietatea privată a primăriei. Deci tot ce există pe raza unei unități administrative teritoriale, bine, în afară de instituțiile gen poliție, dispensar, care sunt ale Ministerului, din coace al proprietate privată. Proprietate privată, că a fost tot a primărie prin vânzare sau cabinetul este doctoriței. Deci toate astea sunt prinse. Acum, noi, orice investiție care se finalizează, eu vă prezint inventarul domeniului public care este din 2009, parcă v-am zis eu aici, l-am în birou. Și-l are și doamna contabilă, și-l are și domnul secretar, și-l are și fata de la achiziții. Acum, toate investițiile care se înfăptuiesc între timp, trebuie să introduce înapoi. Această introducere se face respectând următorii pași legali. Se aprobă în hotărârea Consiliului Local, după care se merge și se aprobă în hotărârea Consiliului Județean, după care merge la guvern, în care la o comisie de specialitate, și care, printr-o hotărâre de guvern, va modifica inventarul domeniului public al comunii Coțofănești prin adăugirea acelor investiții noi. Și dacă e să spunem ce putem adăuga noi? Noi putem adăuga noi ce avem aici. Terenul de sport care l-am terminat investiția. Acel tronson de asfalt, alimentarea cu apă de la Coțofănești, Bâlca, alaltă de la Borșani este prinsă, că e prinsă înainte de 2009. Nu propunem parcul de la Borșani. Deci tot ce terminăm, podul de la Tămășoaia. Deci toate investițiile astea trebuie introduse într-un inventar al domeniului public, care, la un anumit interval de timp ciclic, va merge și va avea loc de un expert contabil, va face reevaluarea lor. În funcție cu rata inflației, cu indicele, la. Trebuie contabilicești pe care nu mă bag care nu
Vorba de amortizare. Despre asta este vorba. Amortizarea cheltuielilor. Aici v-am spus, avem aici de, la completare, uite, îmbrăcăminte bituminoasă ușoară, ce vă spuneam eu, e asta de la bloc și până la aia. După aia, parc recreativ, ce spuneam, Căleștiul pe din afară, Bojan. Extindere alimentară cu coțofănești și bâlcă, alimentare cu apă. Mai avem. Așa, și avem și de scos. Aveam piața agroalimentară, așa o numisem noi aici la fața cecului, pe care, prin retrocedarea suprafeței, pomeneam eu aici unde a ajuns junglă, am desființat-o și acum trebuie să o scoatem, că nu mai avem inventarul public. Și casa învățătorului, pe care am demolat. Și dumneavoastră că era acolo, de casa învățătorului la școală, care era în livada cu miere acolo undeva. Și am scos acea, și acea, pentru că am demolat-o, pentru că reprezenta un real pericol de, de a se prăbuși. Ce mai aveam noi aici? Uite cum avem. Monumentul eroilor din satul Coțofănești. Sistem de alimentare cu apă, sat Borșan. Ia uitați că nu e prins. Eu am zis că e prins. Pod beton armat, Tămășoaie, am zis de el. Da. Drum local asfaltat, stație Bâlca. Știți că am făcut tronsonul în DN11, ăla e pe buget local. Dacă vă aduceți aminte că l-am făcut în 2008. Da, până la gara. L-ai făcut pe buget local. Ăla a fost primul asfaltat. Da. Drum local asfaltat, stație CFR Bâlca. Amenajarea bază sportivă de care vă spuneam. Rețea de distribuție a apă potabilă și pus curat sat Tămășoaia. Dar ce am prins aici? Nu toată investiția. Numai fragmentul ce am prins. Puțul forat că l-avem făcut și conducta care avem băgată. Toată conducta este, traseul este făcut. Cam astea sunt toate care le-am. Deci, dacă cineva dorește să discute pe marginea acestei teme. Procedura este foarte anevoioasă. Vă supun spre aprobarea dumneavoastră acest proiect. Vreau totuși să întreb, dar vă grăbiți. Da, vă ascult, nu mă grăbesc. Legat de Tămășoaia, dacă tot discutăm, da. În ce fază se află? A spus că este băgată conducta, dar puțul, am înțeles că este problemă cu apa. Dacă nu, stați un pic să vă explic despre ce se întâmplă. La Tămășoaia este făcut, realizată săpătură, este băgată conducta de sus, de la Andrei, la ultima locuință, cunoașteți Tămășoaia, până la ieșire, până aici, la pod, la podul nou betonat. Și am făcut puțul de apă, de foraj, dar ele sunt făcute din chesoane, dacă ați fost acolo și ați văzut. Chesoane de 4x4 și am băgat numai 3 chesoane. Ca 3 chesoane, ele nu are înălțimea decât 4x4 laturile și înălțimea e de 2 metri. Am băgat 3 chesoane, înseamnă 6 metri. Noi trebuie să ne ducem acolo la 11-12 metri. După care, ăștia sunt pașii. Vom lua apa și vom duce la probă de laborator. Dacă corespunde, că altfel facem investiția. O putem face și fără să fie apă potabilă. Spui consumatorului că e apă menajeră și atât. O folosești la animale și la spălat. A noi sperăm că să fie aia. Iar sus, deci acolo suntem. Nu-i făcut chesoane, chesoanele nu-s luate, adică 3. Mai trebuiesc încă 3 și proba de la ala. După care să facem din coace bazinul de înmagazinare care împinge prin pompare, că e de jos din pârâu. Că, așa, trebuie să împingă prin pompare, trebuie să avem transformatorul nostru cu tot cu... Sistemul de la Bâlcă. Așa, sistemul de la Bâlcă. Împingem în bazinul de înmagazinare. Vă prezint foarte frumos, e făcut bazinul de înmagazinare cu cameră de vizitare, deci ca o locuință. Și de acolo, prin cădere, va veni... Deci nu mai avem altceva de făcut. Noi asta avem de făcut. Să terminăm ghesoanele, să transformatorul, alimentare cu apă, pompa care vine de aici și împingem bazinul de sus. Că traseul este făcut. Restul lumea poate să brajeze la rețeaua de apă. După aia, gravitațional... Deci, în funcție de cât se grăbește constructorul și de, dacă și de rezultatul analizei. Trebuie să nu ne grăbim, să dăm, pur și simplu... Știți dacă ne grăbim noi, ne împiedică alții, este dat o lege... Din câte știu, este dată o lege, spre exemplu, fiecare localitate este prevăzută cu instalații de alimentare cu apă. Și se vor amenda, am înțeles, de începând de anul ăsta. Cum e? Că n-am înțeles. Este o lege dată. Că ce? Privind amendarea localităților care nu...
figurează cu alimentare cu apă. Nu am auzit așa ceva. Ba da, ia să vă uitați că s-ar putea să... Nu, și noi de ce să ne grăbim că n-am înțeles. Păi nu, zic să grăbească, se facă, cât mai... A, ca să nu ne amendeze ăștia că n-avem... Da, începând de anul ăsta se aplică sancțiuni, să știți. Hai să vedem. Hai chestii de SF-ul, ați înțeles dumneavoastră greșit. Nu am înțeles greșit. Păi orice primar, a, că a venit un primar care nu l-a interesat nimic și n-a făcut niciun proiect nici de alimentare cu apă, nici de asfalt, chiar nu l-a interesat. Dar ce te faci cu ăla care a venit acum, săracul, și n-a preluat nimic de la cel dinaintea lui? Că omul să spună, bine, domnule, eu fac, dar dați-mi bani. Dați-mi bani, eu fac proiectul, dați-mi bani. Nu cred că e vreun nebun care să nu vrea. Cred că ați văzut dumneavoastră greșit. Mai aveți alte probleme, domnul profesor? Și care are numai un sat nealimentat cu apă, cum în cazul nostru, nu-i terminat pe Mășoaia, cât amendăm, da? Dacă tot ați văzut... E 4, 3, da, un an, nu. Și jumătate e făcut. Dar oricum luăm amendă la voi. Da, și mai avem voi. Și acolo luăm amendă. Acolo e chiar uitat. Stimați colegi. Cât? 4, 5 case locuite. Pentru că sau e puizat toate punctele de la ordinea de zi, de clar ședința închisă. Vă mulțumim. Nu e trecut în ordine de zi. V-am supus spre aprobarea dumneavoastră. Nu. Deci nu, așa e. Poftiți. Acum dumneavoastră, dacă aveți ceva de spus. Avem șef de post nou? Nu. Domnule, Florea. E de la data de 29, pentru că nostru e în concert. Concertul de odihnă. Și-ți veniți doi oameni, doi băieți. Este Florea. N-ar fi lipsit de interes să vii de tot. Eu m-am găsit cu domnul comisar Melu. Da. Și mi-a zis, m-a întrebat cum se rezolva problema cu spalierea mea acolo. Da. Și am explicat că am găsit spalierea, am găsit hoțul, numai cu poliția nu poate să facă nimic. Și mi-a zis, mergi la poliție, că avem un șef de post nou și te rezolvă. Da, și acum chiar de asta am întrebat. Pentru el era nou. La mine, pentru unii și certificat, dar lui mătușa mea de la Bălca. Gevuș, Maria. Înseamnă că nu e nicio bucurie. El este de la ureche. Nu e nicio bucurie. Deci așa pe perioada concediu. Nu e nicio bucurie. O să mai rămân un băiat în continuare, dar și jandarmi, am văzut că vin jandarmi? Da. Păi au venit jandarmi, de exemplu, s-a făcut acțiune. Nu am văzut ieri. Au fost vreo 20 și ceva, 22. A fost un microbus. Treceau țigani la Deaș la Vale. Fără nicio problemă, printre jandarmi. Zic, băi, dar de ce nu-i oprit? N-avem dreptul să-i oprim. Da, domnule, exact. N-au dreptul. Veneam de la Deaș și am zis, n-au dreptul. Păi de ce ați venit, mă? Duceți-vă mai acasă. Pur și simplu au venit, s-au plimbat așa. S-au plimbat la deal, la Vale, pur și simplu pe drumul a fost expus. Au urmărit altceva. Face raport. Probabil. Nu se poate. Pe de ce ați mai venit, mă, frate? Și-au făcut raport, ce prinde raport? Măcar prindeți caie, am zis, vă prindeți caie, prindeți caie. Eu venit la plimbare. Au urmărit dacă s-au pus în vigoare asta cu fumatul. Deci, acum domnul Blinken, știi despre ce vorba. Probabil vin cu... Acțiune. Are exact ce misiunile lor. Deci ăștia efectiv ieri să plimbau, n-aveau voie să oprească. Nici aia. Nici aia ceva cazul. Păi, auzi, legile astea care se elaborează, se elaborează. A schimbat, am explicat, băi, a fost jandarm. Da, legea trebuie respectată, că nu am făcut-o noi, ci noi suntem obligați să o respectăm. Dar ce să se când are jandarmul voie să oprească? Băi, nu, stai inițial, nu mă oprești în circulație. Dar dacă eu mă duc și fur lemne, sau fur din casa ta, sau de... De ce să nu mă prinzi? Nu prinzi și nu i-a dat drumul. Știu și asta. Oprirea asta trebuie să fie legiferată de sus. Știu, vrei, știu. Deci sunt în problemă. Dar trebuie respectată legea, eu ce v-am zis. Nu putem face. Pur și simplu, da. S-au dus până la brigadă, s-au întors înapoi, s-au dus la Borșani... Dacă ei vin aici și nu fac nimic, de ce se mai vine? Păi încurajează pe ăștia să fure, domnule. Păi da, exact. Păi dacă ăștia trec pe lângă ei cu mașina cu lemne, cu mașina cu lucernă, se vede că nu face nimic. Păi mai dați o căruță cu lemne cu mașina aia, îi încurajează. Așa trebuie. Ei nici nu vin la primărie să spun că au... Exact. Ar trebui... L-au răvășit totul și nu mai încape două mașini să treacă una... Nu, dar nu le-am autorizat lucrarea asta. Alte probleme. Ar fi o problemă la acolo, la școală, la Tăienică, vă știi. La șosea acolo. E dâmb aia mare acolo, s-o mai... așa era dâmb, știți, când e cobor spre Tăienică. Ori scoboară în partea cealaltă, s-a făcut șoseaua. E,
E un pic foarte mare, dar măcar să punem ceva un pic de barat pe acolo. S-a terminat. Ca să circulească sub pod. Nu să circulăm, chiar trăinică văzie meu. A, doamne, că mereu vin acasă, vin acasă. Ce interfer, nu mi-a spus cine nu mi-a... Nu mi-a dat tângă, nu o facem. Omul chiar m-a rugat. Când începem cu asfaltul, pentru că rezultă o grămadă de piatră în care asfaltul, ați văzut că am pus și aici, când coborâm spre CAP-ul. Ați văzut că am pus comerțul pe gara la Borșan. Totdeauna am încercat să le iau. Și mai fac, am făcut și o parcare la cei cu un pendicost al lui. Tot oprea mașina. Acum vrem să facem și la Tămășoaia, că toți se duc oamenii, merg cu ocazii și opresc acolo. Vârful ăla de pantă e foarte periculos. Acolo e periculos, că nici exact. Bancarul nu sunt la poate. Și acum să le fac o parcare acolo și o parte și pe altă mașină. Ca să poată să tragă mașina, să coboare omul, să poată să asigure. Așa, coboară și mielea, dar ești în fața mașinii. Da, este, avem o vedere pe zonă. Alte probleme la diverse. Poftiți. Mai am eu o problemă. Da, vă ascult, domnul Plop. Domnul Ungureanu, dacă tot faceți filmările astea, rugămintea este, transmiteți toate ședințele. De ce dezinformați Consiliul Local? Care-i scopul dumneavoastră? Noi publicăm integral, se știe acest lucru, inclusiv ședința cu care vă lăudați că ați văzut-o, e de noi filmată, de la Bacău, de la Arnis. Deci noi publicăm, mă repet, dacă dumneavoastră nu urmăriți, atunci nu... induceți în eroare Consiliul Local. Noi suntem niște oameni foarte serioși, filmăm ședințele integral de la un capăt la altul, până în momentul în care președintele de ședință spune s-a încheiat. Deci politica postului nostru este și vă asigurăm că difuzăm integral aceste ședințe. Și la două zile le dați pe... Întrebați colegii dumneavoastră care au vizionat. Eu n-am vorbit de chestia ce s-a discutat acolo. Problema este, ați filmat o ședință la Bătrâne și n-ați dat-o. Nu este adevărat. Care? Toate au fost date. Toate sunt. Întrebați colegii cei care se uită. Da. Deci noi le pentru dumneavoastră și pentru colegii. Nu, aia am văzut-o. Am și spus-o. Dar zic că acolo, indiferent cum este, au spus problemele fiecare localități respective care au fost. Vă dau și un indiciu ca să fiți mai precis data viitoare. Noi am creat special pentru dumneavoastră un grup pe Facebook, că e mai ușor că toată lumea intră, se cheamă exclusiv Coțofănești. Și în poziția 1 fixată, așa se spune, deci noi o fixăm întotdeauna ședința dinainte. Dacă o să intrați... Eu n-am zis o răutate, am zis că zic niște chestii care au fost scăpate. Da, având în vedere că și la rândul nostru și eu sunt filmat... Asta spune că au fost scăpate. Deci nu scapă nicio comună filmată de noi să nu fie integrat. Eu cred că este ok. Deci, veți găsi... Dar la Bacău s-a discutat tot problema legată de salubritate acolo. Sigur, a fost adisul, că a fost ședința adisului. Numai asta s-a discutat. Dacă vreți o informație din partea noastră, este că s-a ajuns la 0,5 metri cub. Așa. Da? Agentul economic negociază direct cu Romprestu, deci nu este o problemă. Să sperăm că lucrurile vor merge bine. Proiectul este un proiect european și trebuie să avem curățenie în județul Bacău. Ceea ce am avut și noi, punctul la care au fost în posibil. Sigur. Și vrem, adică da. Așa o chestie. Deci din partea noastră toată transparența. Vă asigur că suntem alături. Nu, e publicat. Până publicăm următoarea, deja cealaltă e pe poziția 1 acolo. Exclusiv Coțofănești. Dă-i o bere fără alcool. Mulțumesc. Aia îmi dai? Da, domnul președinte. Vă rog frumos, vă rog frumos. Încă un domnul, haideți, mai e cineva? Întrucât s-au epuizat tot ce a fost în ordine de zi, declar ședința închisă. Vă mulțumim. Ne vedem.